voi arăta 8 secrete despre mama mea pe care 100% nu le știați. Primul secret este că ea de fapt este o infractoare. Aoleu, Magdalena scumpă, cât e ceasul? De ce m-ai trezit la ora asta? Ok, deci afară e zi. Dar Magdalena, e ora 7:06. Eu am alarma pusă la ora 7:30. De ce m-ai trezit la ora asta? Haide că este polițistul la ușă. E domn polițist la ușă? Dar de ce? Ia stai puțin scumpă, că abia m-am trezit. Ce se întâmplă? Vrea să vorbească cu tine. Domn polițist vrea să vorbească cu mine? La ora 7:06 dimineața? Ok, ia stai să vedem care-i treaba. Mamă, frățior, mă miram eu că... De ce m-a trezit Magdalena? Că mie în general îmi sună alarma și îmi sună la ora 7:30 și ora 7:06. Bună dimineața, domn polițist. Sper că nu este ceva grav, adică m-a luat așa prin surprindere de dimineață, s-a întâmplat ceva sau care-i treaba? A? Marius, trebuie să zic ceva foarte important. E de rău sau de bine? Ok, având de vedere că ați venit la ora 7 dimineața la mine, cred că e de rău. Am nevoie de o declarație din partea ta. O declarație la poliție? Dar există un caz de acum ceva timp? Păi vă rog să-mi explicați că nu prea înțeleg. Care ne implică pe toți. La ce vă referiți, gen, când ziceți de toți? Pe cine implică cazul ăsta? Pe Barbă, pe tine și pe mine. Domn polițist, înainte să mai ziceți orice altceva, vreau să vă zic că dacă vreți să îl dau un gât pe doctor Barbă sau ceva, nu o să fac chestia asta și nu pentru că am eu ceva, să zic așa, să nu vorbesc cu poliția, dar doctor Barbă mă omoară dacă fac chestia asta. Exact asta nu vreau, Marius. Păi și atunci ce vreți? Eu deja i-am luat apărarea. Deci vreți să dau o declarație în care iau apărarea lui doctor Barba, am înțeles. Dar despre ce-i cazul ăsta? Adică despre ce-i vorba mai exact în el? Că nici măcar nu mai aduc aminte. Exact, da, e vorba de un caz în care doctor Barba a omorât un criminal. Ok, adică doctor Barba a salvat orașul și de ce ajunge el la poliție dacă a salvat orașul? Și familia lui a făcut tot procesul, s-au dus în judecată. Și familia lui criminalul ăsta vrea să ia bani de pe doctor Barbă. Aha, e mai complicat, mă rog, să pot să omorăm așa. Da, mă înțeles, doamne, iartă-mă. Bun, domn polițist, și vă trebuie în chiar acum? Adică chiar acum? Așa de dimineață, că până la urmă e ora 7:06. E ilegal și trebuie să dăm declarație neapărat. În fine, domn polițist, dumneavoastră duceți-vă la secție. Prima dată o să mă duc o să mă duc să duc copii la școală. Da, duc copii la școală și maxim 5-10 minute sunt acolo. În maxim 5-10 minute sunt acolo, domn polițist, să știți. Adică n-am absolut nicio treabă. Bine, mă rog, așteptă important. Stați liniștit că o să mă duc. Stați liniștit că o să vin și nu o să fie nicio problemă, da? Ok, bun, o zi frumoasă, la revedere. Doamne, iartă-mă. Magdalena, scumpă, deci domn polițist vrea să mă duc la poliție să dau o declarație pentru doctor Barbă. E bine, băieți și fete, că, na, e bine că până la urmă domn polițist e de partea lui doctor Barbă. Dar voi vă dați seama, bă, oamenii ăia, men. Adică doctor Barbă, într-un fel, a salvat orașul pentru că a omorât un criminal. Adică doctor Barbă a făcut chestia asta de foarte multe ori. Nici măcar nu mai știu să mă gândesc care e cazul. Și familia lui ăia sunt revoltați. Să ai grijă, da, sper să nu se mai întâmple chestii ciudate. O să vorbesc și cu doctor Barbă ca să fie totul bine și de-astea. Dar stai liniștită, Magdalena, o să am grijă și 100% nu o să se mai întâmple nimica. Bun, hai să trezesc copiii, să văd care-i treaba cu ei și să mă anunț și pe mine. Da, te anunț dacă e ceva. Oricum, eu în ultimul timp cu doctor Barbă nu prea mai făcut prostii, fraților, adică ne-am concentrat pe experimentele lui. Știți că el are acum experimentul ăsta cu mașina timpului, la care tot stă și se gândește. Adică nu știu care-i treaba cu el. Dar el e omul de știință, el știe, nu mă bag acolo. Dar na, în fine, hai să trezesc copii, să mergem la școală. Alo, trezirea! Izabela, Răzvan, trezirea! Băi, Magdalena, tu vezi ce fac șoareci ăștia? Deci șoareci ăștia, ia uite, uite-te la ei, se prefac că dorm. Alo, trezirea! Cine e un fraier stă în pat? Băi, ce bine se ții pe poziții! Cum îi spune? Cine crede că sora sa e cea mai tare din lume și că el e un fraier stă în pat? Băi, ești nebun ce se ții pe poziții! Mamă, Magdalena, scumpă, vin aici ca o idee. Auzi? Ai vreo... Cum îi zice? Ar trebui să avem... Avem noi vreo sonerie sau ceva de genul? Iau, uite-te în cămară. Dacă avem vreo sonerie, să dăm așa tare să-i trezim pășoare, ce să vedem care-i treaba. Cred că avem, da.
Ia du-te să vezi care-i treaba. Doamne, iartă-mă. Uite-te bă la șoarecii ăștia, bro. Păi voi vă dați seama? Ia să-i să mai cer să-i mai trezesc. Trezirea, băi, alo! Trebuie să mergeți la școală. De fapt, nu trebuie să mergeți la școală. Azi e liber. E liber astăzi. Astăzi s-au anulat orele. Și mergeți... Băi, fraților, bă, ce doamne, iartă-mă, man. Ok, fac pe interesanții, sper să nu... cum spune eu, unde e Magdalena? Magdalena scumpo, ai găsit? Ok, ia dă-mi să vedem care-i treaba. Hai să vedem, băi și fete, ce o să facă șoarecii. Unde să o punem? Aici. Trei de noștri. Trezirea! Sfârșitul lumii, sfârșitul, ce sfârșit, cu tremur, fuge, alo, băi, alo, nu-i niciun cu tremur, alo, înapoi, băi, șoarecilor, înapoi. Ce faceți, băi, de ce nu v-ați trezit când am vorbit eu cu voi, a? Care a fost treaba? Sau dormeați? Dormeam, da, dormeam, am înțeles, ia stai să iau eu prostia asta. Ok, și ce să fac cu ea? Răzvane, ia-o tu de aici, ține tu și aruncă-o la gunoi, la primul gunoi pe care îl vezi la școală. În fine, băi, hai, toată lumea să meargă la școală că avem treabă, da? Deci dacă încă o dată mai faceți așa și nu vă treziți când vă spun, o să ne supărăm maxim. Haideți toți la mașină să mergem la școală, hai. Stai, ce? Care-i treaba, Răzvane? Păzea. Că dormiți, trebuie să vă duceți la școală. Să ne pregătim. Să vă pregătiți pentru școală? 2 minute, a? Am înțeles, bun, hai, pregătiți-vă, faceți-vă toată treaba ce vreți voi. Doamne, iartă-mă, bă, băi și fete. Bă, ce schemă au avut ei, voi vă dați seama? Ce schemă au avut, că băi, tu nu știu ce, că noi nu ne trezim, că stăm așa cu ochii jumătate închiși, jumătate deschiși. Sfârșitul lumii, auzi la ei, da. E cu tremur, ajutor, e cu tremur. Doamne, iartă-mă. Magdalena scumpă, tu crezi că e grav cazul ăsta? Adică, băi, sper că... Adică, care sunt șansele ca doctor Barbă să intre la închisoare? Ok, că este destul de mici, băi și fete. Pentru că dacă doctor Barbă intră la închisoare, și eu o să intru la închisoare. Și știți că ultima dată când s-a întâmplat chestia asta, ne-am avut de roc o experiență frumoasă. Nu știu dacă este grav, dar totuși tu trebuie să ai grijă. Da, într-adevăr. Băi, v-ați pregătit? Alo, băi, gara, haideți. Hai. Gata cu prostiile, veniți după mine, haideți, e bine, suntem gata. Bun, hai, toată lumea să meargă la mașină. Nici măcar nu știu ce au copiii astăzi, ce program au la școală și chestii de genul, dar în fine, treaba lor. Veniți aici, dragilor. Răzvane, cum am discutat, tu la primul coș de gunoi să arunci soneria aia sau ce-o fi. Că, na, pe aici, adică la el, ha-ha-ha, da, Izabela, nu. Să vezi ce farse fac la școală, ha-ha-ha, Răzvane... Termină cu prostiile astea, că dacă mă sună directoarea că ai o sonerie în ore și că faci sunete, ce far se face, Răzvane? Băi, tu chiar vrei să nu treci clasa? Asta pare că e dorința ta. Că nu mai o să fac farse la profesor. Nu, Răzvane, când ajungem acolo, îmi dai aia înapoi sau îți iau laptopul, îți iau toți. Că nu mai ești stare de nimic, are pețeanu. Izabela, nu mai fi așa de rea cu fratele tău, că până la urmă nu ți-a făcut nimica. Deci termină, Răzvane, cu prostiile astea. Tu te ții doar de prostii. Păi dacă face farse, păi nici eu nu știu de ce, Doamne, iartă-mă, face farse. Păi, Răzvane, după ce că profesorii te urăsc, tu vrei să te urească și mai mult? Adică n-are sens că e amuzant. Ah, ce amuzant e, nu mai putem de amuzant, ce... Doamne, mai râdem și noi. Hai, da, bă, Răzvane, hai, dă-mi asta înapoi, termină cu prostile. Băi, alo, șoarece, înapoi, dă-mi soneria, așa. Ai grijă să nu cumva să faci vreo prostie. Izabela, scumpo, să ai grijă de fratele tău. Hai că eu o să mă duc la secție, băi și fete, să vedem mai exact ce declarație trebuie să dau pentru doctor Barbă, știi? Adică, bă, fraților, bucuria mea este că domnul polițist nu-l vrea pe doctor Barbă la închisoare, pentru că chiar dacă ei nu se suportă absolut deloc, realizează că doctor Barbă a ajutat foarte mult poliția acestui oraș și că, na, ține cetățenii în siguranță, să spunem așa. Sper ca domnul polițist să scape cât mai rapid de cazul ăsta, băi și fete, pentru că ultimul lucru de care vrea să audă doctor Barbă e că, na, este într-un caz de poliție. Hopa! Mamă, cine e acolo? Ia să-ți, băi și fete, să mă duc să parchez mașina în spate. Că am văzut că sunt acolo niște oameni. Să nu fie niște oameni importanți, băi și fete, să n-aibă domn polițist probleme, că da, el ne-a cam acoperit mult și să nu fie vreo problemă. Ia să mă întorc înapoi. Să văd care-i treaba, că am văzut că sunt acolo mai mulți oameni. Stați 2 secunde. Ok, cine sunt băieții aia îmbrăcați în negru? Ia stai să vedem.
Nu ești bun de nimic. Bă! Bă, fraților, ăla cumva e primarul și viceprimarul orașului? Cine era Antonio? Am impresia că faci favorul cu unui trebuie și nu rezolv cazurile la timp. Nu e vina mea, m-am ocupat de toate cazurile. Bă, fraților, a venit primarul și viceprimarul să-l certe pe domn polițist. Mamă, dar cine e ăla, bro, Antonio ăla? Cine, doamne, arată, e? Dacă te ocupi, rezolvai când trebuia. Acest caz durează mai mult. Mamă, băi și fete, să nu cumva să îl oblige ăștia să îl să-l aresteze pe doctor Barba. Lasă vrăjeala că nu e prima dată, așa spui de fiecare dată. Dar va fi rezolvat în judecată, durează mai mult procesul. Bă, ăștia se iau de domn polițist, bă, frate. Bă, care-i treaba? Ce, doamne, iartă-mă. Ce cazuri mai sunt pe care nu le-am rezolvat? Zice și el, bine, nu e primul caz. Zice și el, bine. Cine e ăla, bro? Frățul, cine e ăla? Ce cazuri? Ia, uite, îi arată acolo care cazuri. Păi arată-mi, mamă, câte dale le-a dat. Uite cazurile. Mamă, băi și fete. Vă dați seama că domn polițist ne ajută pe mine și pe doctor Barbă, dar pentru că și noi ajutăm orașul. Dar le-am rezolvat, zice domn polițist. Bro, dar cine e ăla? Bă, și de ce se uite? Cine e ăla, men? Arată ca un polițist, da. Nu cred că e un polițist, că singurul polițist de oraș și domn polițist și aia de la trupele SWAT. În orice caz în care apare numele Barbă și Marius, hopa, ce? Nu fac favoruri nimănui. Hopa, 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 domn primar e cam supărat pe numele Barbă și numele Marius. Ok, asta nu e bine, băi și fete? Asta niciun caz nu e bine. Ba, așa pare. Bă, și cine-i lingău ăla? Bă, frățiu, voi vedeți că ăla nu zice nimic ca viceprimarul. Doar zice ce zice ăla din dreapta. Doamne, iartă-mă. Nu e vina mea. Mamă, să nu dea afară pe domn polițist, doamne, iartă-mă. De astăzi o să ai un nou coleg care te va ajuta. Aaa, deci ăla, Antonio, ăla-i colegul lui nou. Mamă, băie și fete, doamne, iartă-mă. Și mă va ține la curent cu tot ce se întâmplă în poliție. Poate colegul ăsta o să se ocupe mai bine decât tine. Salut, domnule polițist. Mama, Antoniu e colegul, ți-l prezint pe Antoniu. Nu e nevoie. Doamne, iartă-mă, mamă, fraților, acum o să avem probleme mari. Că Antoniu ăsta nu înțelege, frate, că și doctor Barbă e util în orașul ăsta și o să vrea să-l aresteze, bro. Doamne, iartă-mă, mamă, deci nu mă așteptam la chestia asta. Nu mă așteptam la lucrul ăsta, fraților. Fai, numai din cauza lui ăștia, bro. Doamne, iartă-mă, nu știu, trebuie să vorbesc cu domn polițist. Antonio, pe tine de ce te cheamă așa? Bă, da chiar, de ce nu cheamă Antonio? Ok, hai să vedem. Adică am auzit și numele Antonio, băi și fete. Adică nu înțeleg. Mamă, domn polițist a început să se ia de el. Eu zic să nu se mai ia de el pentru că o să fie nașpa rău de tot. Nimic, nu voi mai face glume. Îți voi prezenta orașul. Așa ziceam și eu. Băi, ce tupeist. E plin de criminali și hoți. Continuă cu glumele astea și vei avea de suferit. Bă, ce tupeist e ăsta? Polițistul nou. Ia uite-te, băi, ce tare în gură e. Că nu vine să crede, ești nebun. Mă enervează pe mine. Doamne, iartă-mă. Vom munci egal. Și doamne, iartă-mă. Bă, băi și fete, nu prea cred. Uite-te și la milogii aia cum stau acolo. Mamă, frate, ce mă enervează primarul ăsta. Să mă duc și eu, băi și fete. Să mă duc să văd care-i treaba. Deci, ia păzea că mai zice asta ceva. Să mă duc să văd care-i treaba. Că nu știu, nu vreau să... Deci, spune. Nu e așa că e asistentul meu. Hopa. Hopa. Acum ai zice, băi, e asistentul meu, ai grijă. E asistentul meu, ai grijă. Îl voi pune la treabă, zice domn polițist. Da. Antonio, așa că gura mică, băi, nu mai fi așa tare în gură. Eu te pun la respect, bă, ce-i așa? Nu-l vei pune la treabă, o să munciți în mod egal, aveți același grad. Bă, dar la ce tot comentează viceprimarul? Nimănui nu-i pasă de părerea lui. Ce, doamne, iartă-mă. Am înțeles, a înțeles el rapid. Doamne, iartă-mă, să mă duc și obi și fete. Haide. Pentru că amândoi veți avea același grad, amândoi sunteți polițiști și veți munci egal. Băi, fraților, băi, asta o să ne strice toate lucrurile, ai tăcut? Ai auzit, polițistule? Antonio, hai la treabă, hai să meargă și la treabă și să pleci și de aici, că nu vreau să dau ochii cu primarul sau ceva de genul. Doamne primar, mi-ai făcut ziua mai bună, ce poți zice? Haide că noi plecăm, că avem treabă la primărie, sper să vă înțelegeți bine, ok. Ok, hai să pleci ăștia, băi și fete, și numai bine cât timp pleacă... Și să rezolvați cazurile, pa. După ce pleacă ăștia, vin și eu. La revedere, domnule, ne-am înțeles. Da, s-au înțeles. Ai auzit, polițistule, aveți mare grijă, bun.
Hai să plece ăștia și după mă duc și eu să văd care-i treaba. Am o plecați odată. Domn polițist, bună ziua! Bună ziua, domn polițist, am venit să dăm, să dăm declarația. Ce faci, mă, tu ne spionai? Bă, tu cine ești, în primul rând, și cum adică mă ia așa cu mă, ești un spion? Nu, sunt un cetățean. Sunt un cetățean în orașul BC, care este, cum să spunem, este... este un cetățean model, are o familie iubitoare. A venit primarul Zmaru, trebuie să zic ce s-a întâmplat. Păi domn polițist, hai să intrăm în secție să discutăm așa între patru ochi. Băi tu, domnul asistent, stai afară și nu mai comenta. Băi alo, stai afară, vezi de treaba ta. Ia vezi că poate ai de lustruit niște arme pe acolo, nu știu. Că polițistul îmi zice că e plin de hoți. Ce orașul? Băi, orașul e... cum îi zice? E foarte bun, pentru că are o poliție bună, da? Domn polițist e cel mai bun polițist, da? Zi mai multe. Se vede, da, e plin de hoți. E plin de hoți pentru că există oameni răi, da? Nu datorită domnului polițist care își face treaba perfect. Adică eu chiar nu înțeleg de ce, cum zice, de ce te-au adus pe tine aici primarul, adică n-are niciun sens, știi, zic, adică eu zic să pleci, fie vorba între noi, da? Hai, baftă ție, hai. Domn polițist, haideți să vorbim între patru, că până la urmă, să știți, domn polițist, că de fapt nici nu trebuie să-mi explicați nimica, pentru că eu am văzut foarte clar ce se întâmplă. Am văzut și eu, am tras cu ochiul, da. Ce, Doamne iartă-mă, primarul s-a luat de dumneavoastră, da, a venit primarul. Băi, alo, băi, tu n-ai înțeles că vorbim între patru ochi, ce-i neregulă cu tine? Băi, pleacă-mă, omule, de aici. Deci pe tine te cheamă Marius, nu? Așa, și care-i treaba? Ce legătură are, ha? Că nu văd unde... Ai numele lângă doctorul din oraș. Eu nu cunosc niciun doctor în orașul ăsta, da? Sunteți mână în mână, nu? Băi, dar tu nu pui ca multe întrebări? Tu n-ar trebui acum să lustruiești WC-urile? Ia pleacă-mă de aici, băi. Ia vezi că poate are... Domn polițist, n-aveți nevoie cumva de o cafea? Fie vorba între noi? Ba da, ia uiți, băi, asistentule, are nevoie de o cafea, pleacă de aici. Pleacă. Băi, o cafea, fii atent. Deci, luton polițist, domn polițist, dumneavoastră latte macchiato, e un cappuccino, da? Deci, eu un cappuccino, așa să fie, da? Nu se fac cafele. Băi, ești asistentul domn polițist, i-a adus și are nevoie de o cafea ca să-și intre în ritmul de polițist. Pleacă odată de aici, să nu te mai văd. Doamne, iartă-mă, o să stea după noi, Marius, e enervant, da? Deci, nu știu, să-mi plătiți să fiu polițist. Păi, băi, vezi că o sună cineva la 112 și aici, în parcul de lângă, se întâmplă ceva, du-te și salvează situația rapid. Vorbim cât de serios se poate, nu. Păi da, stau aici. Păi bă, omule, parcă erai polițist. Doamne, iartă-mă. Domn polițist, trebuie să scăpați de asta cumva. Ce, Doamne, iartă-mă, băi, e enervant rău de tot. Marius, poți să mergi acasă? Nu mai dau declarația? Dați dumneavoastră pentru mine, las că zicem acolo. Ziceți acolo, că n-am nicio, că nu mai am vedecați. Ziceți asta. Te au, băi, bă, pleacă-mă odată de aici, băi. Pleacă odată de aici. Băi, un criminal în secție, în spatele tău, bă, du-te, l-ai văzut, pleacă, mă, de aici. Nu mai nevoie, deja mi l-a pus asta pe cap. Bun, domn polițist, lăsați că rezolvăm noi. Vă rog eu să rezolvați cazul cu doctor Barbă și să găsiți vinovatul. Da, deci vinovatul, nu că domn polițist e 100% cum îi zice, polițist cinstit, da? Ați înțeles? Bun, bă, Antonio, ai adus cafeaua, aha, hai. Hai, zi frumoasă, băi, polițiștilor. Doamne, iartă-mă, mamă, fraților. Băi, și singurul loc din orașul ăsta unde puteam să vin și eu și să nu fie cineva enervant acolo era la secția de poliție, unde era domnul polițist și vorbeam cu el. Și uitați-vă acum ce s-a întâmplat. Ne-a stricat domn primar și domnul viceprimar toată asta. Deci mie nu-mi vine să cred. În fine, băi, și fete, na. O să trebuiască să scape cumva domn polițist de chestiile astea. Hai să merg înapoi acasă la Magdalena să vedem care-i treaba și să-i zic că, de fapt, n-am reușit să dau nicio declarație, n-am reușit să scape doctor Barbă și că, bă, acum, nu știu dacă ar trebui să-l considerăm o problemă pe băiatul ăsta, dar poate e o problemă, știi, că și dacă doctor Barbă intră la închisoare, intru și eu și e nașpa rău de tot, nimeni nu vrea asta. Dar dacă stăm să ne gândim, băieți și fete, întotdeauna doctor Barbă a dus totul la capăt și n-au existat probleme. Sper ca nici de data asta să nu existe. Hai să vedem ce face Magdalena, să-i spun și ei ce problemă nu avem, că poate era prea calmă.
Magdalena scumpă, avem o problemă foarte, foarte mare. Deci domn polițist oficial nu mai este singurul polițist. Problemă mare, într-un fel, s-ar putea să nu fie nimic, dar s-ar putea să fie o problemă foarte mare. Domn polițist nu mai e singurul polițist din BC și acum are un asistent. Deci eu m-am dus acolo și am ascultat, a venit primarul, a venit viceprimarul, s-a luat de domn polițist. Eu zic că el nu știe să rezolve cazurile, că de fiecare dată favorizează oameni, că cazurile în care apar Dr. Barbă și Marius, se întâmplă ceva și de fiecare dată ăia ies nevinovați și chestii de genul, da? Și-a dat un nou asistent, îl cheamă Antonio. Bă, deci un băiat atât de enervant, n-am mai văzut în viața mea așa ceva. Am încercat să vorbesc cu domnul polițist așa între patru ochi, ăla a venit, se băga, făcea pe interesantul, deci foarte, foarte nesimțit și nu știu, mie frică. Ca nu cumva Antonio ăsta să devină el șeful poliției, pentru că am văzut că se înțelege foarte bine cu primarul și cu viceprimarul, și să ne aresteze pe noi, știi? Adică ar fi foarte nașpa, dar sper să nu fie cazul. Sper că o să revină totul la normal cât mai repede și să scape de asistentul lui. Da, 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 și eu la fel. Nu știu, băi și fete, chiar este ciudat, rău de tot ce se întâmplă. Dar auzi, Marius, da, mă gândesc cum voce, vrei să-mi spui ceva? Să știi că am dus copii la școală, totul e bine, adică nu e nicio problemă. Ce vrei să-mi spui? E ciudat, băi și fete, ce se întâmplă. E ciudat, rău de tot. Tu sper că nu ai uitat că mâine suntem invitați la ziua părinților tăi, nu? La ziua lui tata? Nu! Adică, mi-am adus aminte, da, nu. Păi, cum adică nu? Nu e ziua tatălui tău. A, la ziua lui mama, da. Nu. Păi cum adică nu este? Cum adică nu? Marius, păi da, atunci mă antrenați, scumpă? Ce e? Dacă nu e ziua lui mama, nici la tata, mereu uiți că este aniversarea lor. Aaa, aniversarea lor de la căsătorie! Aniversarea lor de 30 de ani, da! Da, într-adevăr, da, mâine este aniversarea lor și suntem și noi invitați, da, da, da. Și trebuie să ducem un cadou, nu? Ai luat un mic cadou, nu? Da, am luat un mic cadou. M-am gândit să nu fie ceva așa care să coste mulți bani, m-am gândit să fie așa ceva mai simbolic și m-am gândit să le dau o poză în ramă cu ei doi, să o pună în ramă, o poză cu ei doi, da, acesta este cadoul pe care... Foarte frumos, da, știu, într-adevăr. Păi și ai poza. Da, în legătură cu poza, da, o întrebare foarte bună. Trebuie să mă duc să le o fac prima dată poza, ca să fie totul bine și să o pună în ramă. Să așa, să marcheze cum arătau ei la 30 de ani după aniversare. Of, of, ce te-i face fără mine? Ce, Magdalena, ai tu poza? Oh, tu te-ai gândit deja la asta? Te-ai gândit deja la ideea asta? Oh, ce drăguț! Ia, vedeți, băi și fete, mama și tata... Aici la ștandul de lângă McDonald's. Ce drăguț, Magdalena scumpă. Bun, deci ăsta o să fie cadou nostru pentru ei, nu? Da, ce drăguț. Da, păi hai că mă pun la televizor. Oh, ba nu! Mamă, astăzi trebuie să mă duc la muncă. Ești un uituc pe bune. Mamă, că am și uitat că trebuie să mă duc la muncă. Mamă, am și uitat asta. Doamne iartă-mă. Magdalena, stai puțin că trebuie să... scumpă, ne vedem peste 8 ore. Doamne iartă-mă. Mamă, și am și întârziat, băi și fete. Mamă, man, bă, chiar sunt un uituc. Nu știu ce se întâmplă astăzi cu mine, frate. Deci chiar nu știu ce se întâmplă. Holy shit. Și asta e doar din cauza lui domn polițist, pentru că m-a trezit cu jumătate de oră înainte, băi și fete. Adică nu știu, dacă mă treziți mai înainte, parcă nu mai pot să funcționez bine. Uit chestii, uitați, m-am uitat că trebuie să vii la muncă, am uitat că mâine este aniversarea părinților mei. Mamă, ok, se pare că Dr. Barbă, sper că n-a uitat de mine. Dr. Barbă, bună dimineața! Nu o să te doară, dacă te doare, doar strigă au. Ce? Dr. Barbă? Ce, doamne iartă-mă, se întâmplă aici? Îmi cer mii de scuze că am întârziat, dar avem o problemă foarte, foarte mare. Vă rog eu să nu îi faceți nimic alu omul ăsta. Doctor Barbă, puteți să veniți să discutăm între patru ochi. Doctor nebun, mai răpit. Avem o problemă extrem de mare. Deci, în legătură cu răpirile. Așteaptă aici. În legătură cu răpirile, doctor Barbă, a venit un polițist la mine și mi-a zis să dau ceva declarație pentru dumneavoastră ca să scăpați de ceva caz, habar n-am, și că acum ceva timp dumneavoastră ați omorât un criminal și familia lui v-a făcut reclamații la poliție, în fine. Însă, când m-am dus să dau acea declarație și să vă scăpăm de caz,
era acolo primarul, era viceprimarul și îl certa pe domn polițist că niciodată nu rezolvă cazurile, că de fiecare dată când e numele Barbă și Marius într-un caz, cazul se face dispărut și nu știu ce, și acum are un asistent. Sper ca polițistul ăla să nu zică nimic, altfel îi dau foc la secție. Doctor Barbă, vă rog să nu vă enervați, însă problema este că acum are un asistent. Un asistent pe care îl cheamă Antoniu și e foarte, foarte păgăcios. Și mie ca nu cumva să facă Antoniu ăla ceva, adică domn polițist a zis că totul e sub control și că o să țină el situația și o să fie totul bine. Dar acum chiar nu știu ce să zic. E ciudat. Nu știu. Ok. Nu sunteți panicat deloc, doctor Barba. Adică e ceva foarte, foarte nașpa. Eu sunt destul de panicat și dacă iar ajungem la închisoare. Adică e nașpa. Eu zic, Marius, lasă asta. Uite cum dau drumul la mașinăria asta și trasăm pe ăsta în mutant. Doctor Barba, dar ideea e să nu mai faceți asta. Uitați-vă la el. Aveți grijă, vă rog eu. Doctor nebun, aveți grijă. Aveți grijă, vă rog eu. Doctor Barbă, nu, ce Doamne, iartă-mă. Wow! Băi! Mamă, chiar a funcționat! A funcționat! Nu! Doctor Barbă, nu! Doctor Barbă, nu! Doctor Barbă, ce faceți? Ați luat-o razna! De ce? Mamă, să nu ne facă ceva! Ok, hai să ne punem pe treabă la muncă. Doctor Barbă, ce Doamne, iartă-mă, băi! Se uită asta ură la noi. Aveți și dumneavoastră grijă, nu mai răpiți oameni și nu mai faceți mutanți. Doctor Barbă, s-a făcut ora 4, pot să plec și eu acasă? Adică astăzi chiar a fost o zi complicată la muncă, fără supărare. Și în ultimul timp tot lucrez peste program, doctor Barbă, și văd că nu-mi dați liber deloc, pe bune. Adică E nașpa rău de tot, în general, dacă se lucrează peste program, se dă mare și e mult de muncă. Bine, am înțeles. Apropo, doctor Barbă, că tot, Doamne iartă-mă, era să zic, că tot vorbeam de liber. Mâine este aniversarea părinților, dar mâine e o nouă zi în care putem face ilegalități. Doamne iartă-mă, vă rog să nu mai faceți glume de astea. Doctor Barbă, mâine este aniversarea părinților mei de 30 de ani. 30 de ani de când s-au căsătorit și vreau să vă întreb dacă puteți să mă lăsați, gen să-mi dați liber, că am vrea să mergem pe la ei, eu cu Magdalena, să stăm acolo la masă, să mai discutăm, așa. Marius, când e vorba de iubire, căsnicia părinților, etc., nici nu mai trebuie să mă întrebi. Doctor Barbă, da, v-a mai întrebat chestia asta acum câteva luni în legătură cu un prieten de-al meu care iară s-a căsătorit și nu știu ce, și nu mi-ați dat liber. Mereu vei avea liber. Adică s-a mai întâmplat chestia asta odată. Nu știu despre ce vorbești. Na, treaba dumneavoastră în cazul acesta. Eu vă zic că s-a mai întâmplat asta odată și nu mi-ați dat liber. Deci degeaba ziceți că când e vorba de iubire îmi dați liber, că nu e așa. În fine, haideți, deci mâine nu mai trebuie să vin la laborator, nu? Mâine mă duc la aniversarea părinților. Ok, am înțeles, bun. Atunci o zi frumoasă vă doresc și aveți grijă cu mutantul ăla. Vă rog eu să nu cumva să se întâmple ceva. Doamne, iartă-mă, dar și doctor Barbă, băi și fete, se comportă de parcă nu e un criminal într-un oraș cu poliție. Se comportă ca și cum poliția n-ar exista. Adică, nu știu, e ciudat rău de tot. Sper să nu facă vreo prostie și să-l aresteze Antoniu ăla. Că, bă, deci nu știu, Antoniu ăla pare genul ăla de polițist care vrea să aresteze lume. Adică, așa, caută orice chichiță ca să facă rău. Ce faceți, copii? Cum a fost la școală? Mama, ceva s-a întâmplat. 100% s-a întâmplat ceva. Profesorul de matematică lipsește. Nu am făcut ora. Am auzit țipete. Băi, alu. Ce s-a întâmplat? Izabela Răzvan? S-a întâmplat ceva la școală? S-a auzit extrem de tare. Ce s-a auzit extrem de tare? Dan, nu vezi ce vorbim? S-a făcut un poc mare la școală, ca o bubuitură. Păi și, cum adică, lipsește profesorul de matematică? Probabil un glonț de pistol. Bă, lasă-te, un glonț de pistol. Nu înțeleg, tata, și ora mea preferată de matematică la care luam 10. Și alu Răzvan, la fel. Nu am continuat orele. Cum adică sau, deci, bă, voi faceți caterincă? Sau chiar s-a auzit așa ca un glonț de pistol și după n-ați mai continuat orele? Nu văd sau la fel de bine? Nu. Nu s-a continuat ora de matematică. În rest am avut tot. Mamă. Izabela Poc. Băi, Răzvane, nu mai fă mișto de ea. Bă, dar voi, 100%, să ne știți, copiii mâine, probabil o să vă duceți, nu o să vă duceți la școală, o să se rezolve. Băi, este puțin Magdalena. Deci, stai, Răzvane, fii atent. Că te întreb pe bune și pe tine, Izabela. Deci, voi ați auzit un poc și după a dispărut profesorul de mate și nu vă zice nimeni nimica? Mamă, și dacă a fost împușcat profesorul de mate? Dar n-are sens.
Bă, deci fiți atenți, dacă faceți Caterinca de mine, dacă faceți Caterinca de mine, o să aveți de suferit. Lăsați că mă duc până la poliție să-l întreb pe domn polițist dacă știe ceva. Ia stați două secunde, mamă, băi, și fite, băi, ciudat rău de tot, ce Doamne iartă, moment. Cum adică a auzit un poc și după a dispărut, a dispărut proful de matematică? Să fi fost proful de matematică împușcat? Adică, bă, fraților, știu, deci îmi aduc aminte că mi-a mai zis odată domn polițist că s-a dus la școală pentru că un părinte l-a amenințat pe profesorul de matematică, că și că e foarte rău cu copii și că își bate, ok, eu nu știu dacă își bate joc neapărat, dar și că își bate joc de copii și le dă note mici, adică nu e îngăduitor, să spunem așa, știi? Și profesorul ăsta de matematică are foarte mulți dușmani în oraș, foarte mulți părinți care sunt supărați pe faptul că copilul lor a luat note mici la matematică din cauza lui, că nu e de treabă, știi? Și mă gândesc, mamă, dacă chiar e vorba de profesorul de mate, chiar s-ar putea să fie ceva grav, băi și fete. Bănuiesc că domn polițist trebuie să știe ceva. Hopa, hopa, ia stați, fraților, că e cineva aici. Ăla iar e primarul. Spuneți, doamna directoare. Oh, o chemat-o pe doamna directoare, ești nebun? Mamă, deci chiar s-a întâmplat ceva. S-a auzit un foc de armă. Bă, fraților, Izabela și Răzvan nu m-au mințit. S-a auzit un foc de armă și multe țipete înainte de asta. Mamă, băi, s-a făcut o crimă la școală? Așa, am înțeles. O să găsesc eu... Mamă, uite, lasă de interesant. Și am verificat, dar nu am găsit nimica. Ah, deci, stai, nu e sigur că s-a făcut o crimă sau stai că nu înțeleg? Stai liniștită, doamnă, am înțeles, doamna directoare, atât? Bă, ești nebun, dar omul de serviciu alerga prin școală. Ok, omul ăla, na, vă dați seama, era panicat, cine știe, când auzi gloanțe, normal că alergi peste tot, deci asta nu e mare chestie. Și profesorul de matematică pe care l-aveau copiii lipsește. Mamă, deci, practic, cineva l-a omorât pe profesorul de matematică și i-a furat cadavru? Sau ce? Mamă, fraților, o să găsim și cadavru. Doamna, îmi pare rău să vă anunț, dar în școală 100% s-a făcut o crimă. Mamă, deci cineva l-a omorât într-adevăr pe profesorul ăla, eu vă zic, băi și fete, nu știu. Mamă, asta e că l-ai nervos. Ar fi bine să rezolvați acest caz, că dacă nu vă concediți pe amândoi. Mamă, deci se pare că primarul e nervos rău de tot, băi și fete. Mamă, man. Ok. Eu cu domnul polițist o să găsim cadavru, stai liniștită. Da, doamna directoare. Mamă, ce nașpa, și eu pot să plec ca atât, știu? Da. Ok, se pare că ăștia pleacă, aici o să vin și eu aici la poliție, băi și fete, dar stai să-mi parchez mașina în parc, ca să nu pară suspect sau ceva de genul. O să-mi parchez mașina aici în parc. Mamă, băi! Nu mă, deci s-a făcut o crimă, trebuie pe profesorul ăla, că v-am și zis, băi și fete, că profesorul ăla are mulți dușmani și chestii de genul. Trebuie să rezolvăm băi ăsta. Domn polițist, bună ziua! Mi-au spus Răzvan și Izabela de chestia de la școală, că s-a auzit ceva, poc și nu știu ce, și după n-am mai făcut matematică. Aolo, iar tu, bă, tu ai făcut cafelele alea. Și doamne iartă-mă, trebuie să-ți dau o veste, da. Ce veste? Adică, na. Băi, pleacă bă de aici. Ai auzit deja de crimă. Mamă, e o crimă? Păi și, da, am auzit că a dispărut persoana care a fost omorâtă, adică profesorul de matematică? Profesorul de matematică, doamne iartă-mă. Da, domn polițist, vreau să vă zic o chestie în legătură cu chestia asta. Deci, știți că și dumneavoastră mi-ați mai spus că profesorul ăsta de matematică a avut foarte multe amenințări. Că într-adevăr era un profesor extrem de bun, dar era foarte... dădea note pe merit. Da, nu știu ce să zic, dar ideea era că era foarte strict, ce să mai zic, da? Adică eu am copii acolo la școală și dumneavoastră, domn polițist, îi aveți și știți că... Omul era foarte strict, adică dacă greșeai ceva nu te ierta, nu era om sau ceva de genul, știi? Nu era om cu tine să zică că băi frate, hai că te-ai încurcat acolo, nu știu ce, era foarte strict și de-aia avea foarte mulți dușmani. Deci probabil domn polițist și Antoniu la fel. Antoniu, și tu ai copii aici la școală? Și tu ai copii aici la școală? Da. Păi da, adică bănuiesc, ok, tu abia de te-ai mutat în oraș, da, sunt cu minți. Tu abia de te-ai mutat în oraș, deci nu ca ai tăi din câte am auzit. Ia uite-te, băi, cine comentează. Băi, auzi, latte macchiato am spus. Nu știu ce să zic. Da, fraților, ideea e că, Antonio, acum vorbești, au doar note de 10, nu de 2. Și fica mea are note de 10. Fica mea, da, are note. Și fiul tău... Băi, auzi, tu ești aici la... cum zice, la poliție sau ce faci? Aha, Antonio, trebuie să investigăm. Domn polițist, că trebuie să investigați. Și uite, e foarte bine că și Antonio are copii acolo la școală și că știe de profesorul ăla și numai bine, da. Mă rog, da. Da, domn polițist, care-i treaba? Care-i treaba? Stai să nu ne vadă ăsta. Trebuie să investigăm noi doi. Da, clar că ăsta ne bagă bețe în roate, că mi se pare ceva ciudat.
Ce vi se pare? Băi, asta, băi, domn polițist, spuneți ce cafea vreți odată, că de-aia tot stai aici. Spuneți ce cafea vreți. Spuneți. Cappuccino vrei? Antoniu, haide. Cafea cu lapte, cafea cu lapte. Vezi că e acolo, la intrare în secție, tonomato. Ce, doamne, iartă-mă, spuneți-mi, domn polițist, ce vi se pare suspect? Ce vi se... pleacă bă, odată de aici. Ce vi se pare suspect? Trebuie să vorbim între patru ochi. Păi nu prea putem. Nu prea putem. Poți veni mâine aici? Da, da, da. Pot veni să vorbim între patru ochi. Da, da. Da, care-i treaba? Nu trebuie să... O să verificăm bine. Am o pistă. Ok, ok, ok. Nu-ți pot zice acum. Ok, am înțeles. Bun. Hai că plec. Băi, tu data viitoare când vin aici să fie un cappuccino grande vito. Valea, băi, note de 2. Ha, ha, ha. Doamne, iartă-mă, ce om. Mamă, băi și fete, într-adevăr e nașpa rău de tot ce se întâmplă. Nu știu, chiar nu știu ce să zic, man. Dar e ciudat rău de tot. Haideți că o să mă duc acasă și o să le spun copiilor mei că, bă, într-adevăr, profesorul de matică a fost ucis. Dar momentan, băi și fete, nu știm de cine. Sperăm ca poliția, dacă nu astăzi, măcar mâine, să facă avansuri în cazul ăsta. Bună dimineața, băieți și fete, este ora 8 dimineața, după cum puteți vedea. Le-am și spus copilor că s-ar putea ca astăzi să nu meargă la școală, însă înainte să mă culc mi-a dat domn polițist mesaj și ne-a zis că într-adevăr cursurile de astăzi la școală se suspendă. Știți și voi de ce, nu cred că mai trebuie să zic motivul. Magdalena scumpă, trebuie să mergem la părinții mei, nu? Pentru că ne-au invitat de dimineață la masă. O să mergem, băieți și fete, la părinții mei să serbăm numai așa noi între adulți, să le serbăm până la urmă, fraților, aniversarea de 30 de ani de la căsătorie. Magdalena, să iei fotografia, da? Deci să ai fotografia. Ok, ok, perfect, o ai, ca să le-o dăm, să fie cadoul nostru. Și o să mai stăm acolo să discutăm și acum o să fie bucuria copiilor, pentru că o să rămână singuri acasă, fraților, și nu o să se ducă la școală. Nici eu, după cum știți, nu o să mă duc la muncă, pentru că i-am spus lui doctor Barbă că astăzi asta. Izabela, băi, gata, băi, fiți atenți. Astăzi, după cum probabil v-ați așteptat, nu vă duceți la școală, pentru că, na, s-a făcut și ora 8 și m-a sunat domn polițist, mi-a explicat că într-adevăr s-a făcut o crimă și, na, trebuie să fie totul bine. Răzvane, te rog eu, nu ce trist, da, mă poți juca pe calculator, da, te poți juca pe calculator, pentru că voi va trebui să rămâneți singuri acasă, să nu cumva să faceți vreo prostie. Eu și mama voastră ne vom duce la bunicii voștri, pentru că trebuie să, cum îmi spune, trebuie să le sărbătorim aniversarea de 30 de ani de la căsătorie. Izabela, poc, te rog să nu mai faci prostii, haideți, intrați în cameră. Mie îmi trebuie ceva roz de fete înainte, altfel nu stau în cameră. Ok, Izabela, du-te și ia-ți ceva roz de fete, scumpo. Și după pune-te în cameră. Băi, șoarece, fii atent, tu nu cumva să faci vreo prostie, să chem vreun prieten pe aici pe la tine, că noi o să fim plecați cam mult timp, da? O să stăm acolo cam toată ziua. Îi fac Izabelei popo să se sperie. Răzvan, să ai grijă de casă, înțeles? Ok, nici n-ar trebui să vorbim cu șoarecul ăsta. Izabela, ți-l las scumpo. Bun, perfect. Deci, na, stați aici, eu cu mama voastră o să plecăm. Izabela, dacă Răzvan o ia razna, ne suni. Da, știi foarte, foarte bine care-i treaba. Ne suni. Bun, haide să plecăm, Magdalena. Let's go, băi și fete, să mergem acasă la părinții mei. Bă, în continuare, mi se pare șocant. Adică, bă, v-am spus, fraților, eu înțeleg că ăia erau supărați, părinții erau supărați pe profesorul ăsta că le dădea note mici copiilor lor. Bă, dar în continuare mi se pare șocant să fie ucis, bro. Și Magdalena scumpă, nici măcar nu mai pot să aflu foarte multe detalii de caz, că e prostul ăla acolo, ați văzut că tot se bagă, mamă, cât mă enervează Antonio ăla. Doamne, cât poate să mă enerveze. Nici măcar nu pot să vorbesc cu domnul polițist despre detaliile cazului, care-i treaba, adică nu știu, e ciudat rău de tot. Și nu știu, când mă uit așa, deci, parcă prima dată, băieți și fete, când l-am văzut pe Antonio, de atunci parcă i s-a pus boală pe mine, știi? Și mie ca nu cumva să îmi facă ceva rău, mie sau familiei mele. Poți scăpa pe der cât mai curând să-l dea afară sau ceva, da, probabil. Eu cred că ăla vrea să se răzbune pe mine, Antonio, la fraților. Cred că l-am enervat de prima dată când ne-am văzut așa față în față. Ok, fraților, haideți că am ajuns acasă la părinții mei. Magdalena scumpă, haideți să parcăm mașina, uite aici, nu ne mai ducem până în parcarea din spate, parcăm aici. Sper să le placă, fraților, cadoul pe care le-am făcut. Adică, băi, este un cadou simbolic. Sunt 100% că părinții mei nu se așteptau la ceva bijuterii sau chestii de genul. Mama, tata, ce faceți? Vrem să vă spunem la mulți ani și aniversare. Aniversare frumoasă. Bă, voi vă dați seama, de 30 de ani v-ați căsătorit.
ce faceți, mulțumim foarte, foarte mult. Da, să știți că am lăsat copiii acasă, însă, desigur, după ce stăm noi la masă, stăm ca adulți, mai discutăm despre viață, putem să-i chemăm pășoarece aici să, na, să vă jucați cu voi, să facem chestii de genul. Abia aștept să ajungeți și voi în stadiul nostru. Da, mama, da, tata, mai avem foarte, foarte mult timp. Și Magdalena a făcut un cadou din partea noastră. Dacă vă aduceți aminte, când am fost atunci la piscină lângă McDonald's, v-am făcut o poză pe care nu v-am arătat-o și v-am dat-o acum, na, să o puneți undeva în ramă. Pentru, da, într-adevăr, este un cadou... Este un cadou frumos rău de tot, însă înainte să, cum îi spune, să ne punem la masă, adică nu, haideți să ne punem la masă și să discutăm așa până e gata mâncarea, până tot veniți aici, Doamne iartă-mă, ce mă bucur, deci mă bucur chiar foarte, foarte mult că în sfârșit stăm și noi aici, deci mama, tata, să vă spunem ce s-a întâmplat în ultimele zile, e nașpa rău de tot, nu, deci tata, la școala copiilor s-a făcut o crimă. Tu-ți dai seama, adică un profesor de matematică, da, un profesor de matematică a fost omorât, într-adevăr era gen cel mai, copiii sunt bine, da, toată lumea e bine, mai puțin profesorul ăla de matematică care nici măcar nu e găsit, adică s-a făcut o crimă și a dispărut cadavru. Cum naiba de s-a întâmplat așa ceva, bă, nu știu, dar ideea e că era un profesor foarte urât, da, un profesor de matematică, era un profesor foarte, foarte urât, pentru că, na, dădea note mici la copii, școala nu are și ea un paznic, ba da, eu am nevoie până la baie, este o urgență, du-te, Magdalena, scumpă, du-te. Deci, da, tata, zic și acum, e foarte, foarte nașpa, pentru că eu am încercat să vorbesc cu domn poliție și să aflu mai multe despre cazul ăsta și nu știu ce, însă nu pot, pentru că primarul s-a supărat pe polițist, căci că nu face treabă bună, și i-a adus un asistent. Bă, și asistentul ăla e atât de enervant, Doamne iartă-mă, îl cheamă Antonio, bă, e un om atât de enervant, nu pot să discut cu el. Bă, și asta nu e bine, nu. Nu, că Antonio ăla e nașpa. Și domn polițist se descurca, care mai mulți polițiști ăștia de la SWAT. El făcea, el era detectiv, o gândea tot și după, dacă voia să prindă pe cineva, îi aducea pe aia de la SWAT. Marius, eu zic că doi polițiști sunt mai buni decât unul singur. Da, chiar nu știu ce să zic. Și pe lângă asta, mama ta, da, deci pe lângă toată prostia asta, eu cred că polițistul ăsta vrea să-mi facă mie rău, pentru că o să se bage în anumite cazuri de la poliție unde e implicat doctor Barbă. Nu știu, pentru că am făcut puțin mișto de el. Păi ce, tu faci rele? Nu, dar am făcut puțin mișto de el pentru că era prea tare în gură și am zis să ne aducă cafeaua și se vedea pe fața lui. Da, e ofticar, de tot habar n-am, e un om rău, adică nu știu ce e în regulă cu el, adică e ciudat rău de tot, fraților. Adică chiar un polițist ciudat. Cum să faci glume cu polițistul nou? Păi da, tata, nici măcar nu pot să îți explic cât de urât se comporta. E vina ta, na. Acum, ce se întâmplă? Ce? Mâine sus criminalilor! Bă! Alo! Alo, ce se întâmplă? Alo! Ce se întâmplă, băi? Uite, tata, ăsta e, sunteți arestați! Ce? Ce? Cine-i arestat? Pentru moartea profesorului de matematică. Cine-i arestat? Bă, ce domnule arată? Paul și Monica! Mama, tata, what? Cum adică stai puțin? Cum adică stai acolo? Băi, lasă arma aia jos! Băi, Antonio, da, domn polițist e informat de chestia asta. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Îl arestezi pe tata și pe mama, dar de ce? Cum adică? Bă, frate, ce se întâmplă? Toată lumea e informată. Ai cătușele la mâini. Bă, ce se întâmplă? Stai puțin. Bă, Antonio, dar unde sunt dovezile, omule? Monica, ești arestată. Ai cătușele la mâini. Antonio, unde sunt dovezile? Unde sunt dovezile mele? Unde sunt dovezile... Marius, arată-mi dovezile că părinții mei sunt niște criminali, nu mai comenta. Cum adică nu mai comenta? Ai zis că sunt criminali. Ce asta? Ce? Caz de criminal Paul și Monica. Într-un șin și pe nume BC, domnul Ionescu, un profesor de matematică exigent, dar foarte găsit, este găsit mort în grădina din spatele casei deținute de către Monica și Paul. Cum adică? Cum adică? Stai puțin. Bă, dar stai. Tu cum adică? Tu deja mi-ai dat cazul... Dar stai, cum adică în spatele grădinii? Ia arată-mi și mie, mă! Arată-mi și mie, ia! Arată-mi unde? Soata, ai grijă de ei! Arată-mi și mie, Antonio, a? Unde e cadavrul? În spatele... What? Ce e asta? Bă, ce do... Ce, Doamne, iartă-mă! Păi stai, mă, dar tu cum știai că... Păi da, stai, tu aici zice că a fost găsit, tu cum știai că e aici, dacă abia acum eu am dezgropat locul? Sunt criminali, crede-mă. Bă, ce, Doamne iartă-mă, bă, frate, bă, asta e un scenare, părinții mei n-au făcut asta. Tu faci asta doar pentru că te-am enervat.
Toată lumea e informată. Am mandat să vin să-i arestez. Sunt criminal. Cum adică sunt criminal? Bă, omule, bă, ai o problemă. Ne auzim la secție. Ce? Cum adică ne auzim la secție? Este un scenare. Mama și tata nu sunt criminali. Bă, ce, Doamne iartă-mă. Nu sunt criminal. Bă, stați puțin. În mașină. Cum adică în mașină? Bă, stați puțin. Domnul de la SWAT, este o înșenare. Mama și tata nu sunt criminali. Bă, alo, alo, ce se întâmplă? Bă, bă, nu, stați, stați puțin. Nu, ce? Bă, fraților, bă, fraților, este o înșenare. Mama și tata nu l-au omorât pe profesorul de matematică. Bă, e o scenare la care profesorul ăsta, deci Antonio ăsta, ori este corupt până în măduva oaselor și voia să-mi facă mie ceva, ori chiar el a înșenat toată chestia asta, că altfel nu înțeleg. Nu înțeleg, bă, fraților, nu înțeleg. Magdalena scumpă, n-o să-ți vină să crezi ce s-a întâmplat. N-o să-ți vină să crezi. A venit poliția și a arestat pe mama și pe tata pentru că cică sunt niște criminali. Că cică ei l-au omorât pe profesorul de matematică de la școală. Tu-ți dai seama cât de absurd sună chestia asta? N-are niciun sens. Pur și simplu n-are niciun sens. Ei n-au făcut chestia asta. E un scenare, da. Și fii atentă, mi-au dat ceva carte în care îmi zice că cadavrul a fost găsit în curtea lor. Și uite, dacă ne uităm, chiar e cadavru în curtea lor, dar se vede, băi și fete, că cineva l-a îngropat aici și nu cred că sunt părinții mei. Doamne, iartă-mă, Magdalena, trebuie neapărat să mergem la secție. Eu cred că este un scenare, băi și fete, deci v-am zis, sunt două variante. Ori este un scenare de la o altă persoană și polițistul ăsta, Antonio, abia aștepta să-mi facă rău și a venit să-i aresteze pe mama și pe tata. Ori chiar el a făcut în scenarea asta, man. Doamne, iartă-mă. Doamne ferește, așa ceva, deci Magdalena, sincer, să fiu cu tine, nici măcar nu înțeleg ce se întâmplă. Băi, și uite cum să fie mama și tata criminal, adică n-are niciun sens. Nu are absolut niciun sens, ei n-ar face chestia asta niciodată și nici măcar n-ar avea motiv să o facă. Nici eu nu realizez ce se întâmplă, mamă, fix de aniversarea lor, fraților. Deci este ca aniversarea, pentru că 100% nu o să rămână la închisoare. Va trebui să vine cineva să facă dreptate, pentru că e ceva la mijloc, într-adevăr. E o chestie la mijloc acolo, fraților, nu știu. Nu știu, dar e suspect, e extrem de suspect, e suspect rău de tot ceea ce se întâmplă. Chiar nu știu care e treaba, Doamne, iartă-mă. Pă bune, Magdalena, Doamne, iartă-mă. Stai să mergem acolo, deci aici Magdalena, zic, a venit nenorocitul ăla, nici măcar nu era cu domn polițist, era cu unul de la SWAT. Ia stai să vedem care-i treaba. Uite că aici e mașina lor, dar ei nu mai sunt niciun. De unde, Doamne, iartă-mă, s-au dus? Ia vină, Magdalena. Ia că aici. Oh, mama și tata. Mama, tata, ce faceți aici? Ce, Doamne, iartă-mă. Nu sunteți criminali, vă rog, ajutați-ne. Mama, tata, știu că nu sunteți criminali. Știu că nu sunteți criminali. Magdalena scumpă, sună neapărat acum. Ia, ce e chestia asta? Poliția este în misiune, suntem înapoi într-o oră pentru urgențe și sunați. Pentru urgențe sunați și vom ajunge cât de repede putem. Magdalena scumpă, te rog, eu sună la poliție. Sună să vină aici poliția, să vină domn poliție să discut cu el. Mama, tata, stați acolo. Știu că, na, vă simțiți foarte prost datorită lucrurilor care s-au întâmplat, dar stați liniștiți, știu că nu sunteți niște criminali. Nu cunoaștem niciun profesor. Ajută-ne, stați și știți că acum o să vină poliția și o să discutăm cu ei, pentru că 100% este o neînțelegere. Ia vedeți, fraților, că au ajuns. Domn polițist, este inadmisibil ceea ce se întâmplă. Deci, domn polițist, mama și tata nu sunt niște criminali? Marius, îmi pare rău. Este complet normal. Cum adică e complet normal, ciudatule? Criminalii au fost prinși, nu sunt criminali. La ei acasă s-au găsit probe. Domn polițist, eu nu zic că la ei acasă nu s-au găsit probe, dar 100% cineva le-a pus probele acolo, s-a găsit cadavru. Ba, da, sunt criminali, știi tu că sunt criminali. Și aceștia sunt suspecții principali, sunt suspecții. Ei l-au omorât pe profesor, bă, termină. Și toată lumea crede că ei sunt. Din cauza că Izabela lua note mici. Izabela nu lua note mici, oa, despre ce vorbești, omule? Așa scrie și în caz, citește. Lasă-mă, mă, cu cazul tău. Răzvan la note mici. Pst, trebuie să vorbim noi doi. Mamă, dar iar vine asta. Trebuie să vorbesc puțin cu soția mea. Magdalena, ține-l pe ăsta puțin de vorbă. Domn polițist, haideți, veniți cu mine, veniți aici. Mă duc până la baie. Ok, ok.
Domn polițist, spuneți-mi, vă rog, care-i treaba? Deci, bă, vă rog eu, credeți-mă, i-ați cunoscut și dumneavoastră pe părinții mei, n-are cum să fie criminal. Imposibil! De ce ar face așa ceva? 100% a fost înșenată, este o crimă înșenată, asta spuneam și eu. Este 100% o crimă înșenată. Și de fapt ei nu sunt criminalii, sunt sigur și eu de asta. Dar domn polițist a zis că vreți să-mi spuneți și ieri mai multe chestii, care-i treaba? Trebuie să investigăm amândoi pe ascuns. 100% Antonio ăsta, eu zic, care de a face cu chestia asta, vă spun, domn polițist, cred că s-a supărat pe mine că am făcut mișto de el, pare mult prea ciudat, da. Dar cum facem, domn polițist, cum facem să investigăm noi fără să-și dea fraierul ăsta seama? Trebuie să mergem la școală, ok, și acolo la școală putem să luăm mărturii, să luăm mărturie de la toată lumea, am înțeles, ok, bun. Bun, deci trebuie să luăm mărturie mai ales de la omul de serviciu. Da, pentru că și directoarea a zis că el era pe acolo. Poate el știe mai multe chestii. Căci care ar fi fost ultimul om care l-a văzut pe ăla în viață. Am înțeles. Bun, păi și cum facem? Mergem numai noi doi pe ascuns sau îl luăm și pe Antonio ăsta cu noi? Să zicem, care-i treaba? Cum facem mai exact? Ca să nu pară nici suspect, îl luăm cu noi, a? Să vedem așa, să vedem cum reacționează, exact. Pentru că dacă ăia sunt mână în mână cu el, o să ne dăm seama, poate e și el implicat. Da. Bun, păi da, hai înapoi și haide să mergem să nu pară ciudat, da. Așa, dau note pe merit. Dar și merită soarta, crede-mă, dau note prea mici. Bă, tu mai ai zis că profesorul de matematică care a murit își merită soarta? Eu nu sunt profesor, ce? Nu, ba da, nu mai spune așa că nu e frumos. Nu ai auzit nimica, tași din gură. Vezi că, cum îi zice, vom merge la școală. Da, hai și tu, mergem toți trei la școală să facem niște investigații. În legătură, te spun primarului că faci mișto de mine. Ue, 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 plânge acolo, tași din gură. Mergem să luăm declarații de la școală. Haideți să mergem. Eu rămân să vorbesc cu părinții tăi, da, Magdalena, du-te la celule și vorbește cu părinții mei să le ții așa de, să le ții așa de urât. Eu vin cu voi. Da, mă, vii și tu cu noi. Hai, asistentule, vei să nu cumva, vei să faci o cafea bună, da? Să faci o cafea bună. Haideți să mergem, domn polițist, și nici știe băi și fete ce vom găsi acolo, ești nebun. Trebuie să o luăm, îți ordon. Băi, tu ascultă de șeful tău, că ți-a ordonat să taci din gură. Dar de ce mergem la școală? Ca să luăm declarații, că am găsit deja criminalii. Aia nu sunt criminalii. Aia nu sunt criminalii, aia sunt suspecții principali, băi. Dacă tot ești polițist, folosește termenii corect. Și numai, o să vedem de ce ai găsit tu, băi, asistentule. Așa merită criminalii, să stea la pușcărie. Mamă, cât mă enervează. Ok, haideți că am ajuns, domn polițist și domnul asistent, haideți să mergem. Doamne, iartă-mă, acum, băi și fete, e și de norocul nostru să vedem pe cine o să găsim la școală. Probabil domnul de serviciu o să fie acolo, pentru că el ar trebui să fie, na, să facă curaj și toate chestiile astea, dar cine știe pe cine mai găsim, haideți și tu, băi asistentule, de fapt tu poți să pleci, ți-am zis, un cappuccino scurt și un cappuccino lung, atât avem nevoie, de nimic mai mult. Hopa, cine e aici, fraților? Hopa, iau-te-l pe omul de serviciu. Foarte urâtă situația. Bună ziua, suntem de la poliție aici. El este polițistul principal din BC, eu sunt mâna lui dreaptă și ăsta e asistentul nostru, Antonio. Bună ziua. Da. Doamna profesoară, vă rog frumos să-mi răspundeți la niște întrebări. Da, spuneți. Haideți aici, doamna profesoară, că trebuie să răspundeți la niște întrebări. Nu ai nevoie de declarație, am prins deja criminalii, sunt părinții acestui om. Pleacă-mă de aici, lasă-l pe domn polițist să-și pună întrebările. Puneți-i domn polițist lui doamna profesoară. Taci, Antonio, taci odată din gură. Domnul de serviciu și dumneavoastră o să fiți aici la interogator, o să ați niștiți. Știți că el a fost găsit decedat, nu? Da, a fost găsit decedat și este chiar o înșenare făcută de către cineva. Adică da, da, știu. Hopa. Ce se întâmplă acolo? Psss. Ok, o să trec să nu ai rețineri, nu am. Ok. Psss, să nu zici nimic, stai că se uită la noi. Bă, tu ce, băi, stai, tu vorbești cu ăsta? Sau care-i treaba? Marius? A? Ce-i acolo, Marius? Nu știu. Părinții tăi sunt criminali, bă, dacă mai zici o dată asta, băi, termină o dată cu prostia asta. Așa că frumos să-ți vezi de treabă. Stop! Domn polițist, puneți întrebări lui Dana, profesoară. Doamna profesoară de geografie. Deci doamna, ia, hai să vedem. Spuneți ce ați făcut răceasă. Ce ați făcut doamna ieri, când s-a produs crima? Da? Ieri la școală.
Unde erați? Eram la oră cu copii, în ziua crimei. Așa, ok, bun, am înțeles și eu că s-a întâmplat în timpul orei. Hopa. Bă, băi și fete. Ok. Când dintr-o dată s-a auzit o bubuitură imensă. Ok. Adică pocul ăla, nu? Pocul ăla a fost. Ok. Eu am pus copiii să stea liniștiți. Bă, fraților, voi vedeți ce vă și eu, men? Ok. Ok. Domn polițist, după ce terminați cu doamna profesoară, domn polițist, eu zic să nu mai luați pe doamna profesoară. Haideți să întrebăm pe domnul de serviciu, că doamna profesoară e clar că a fost la oră. Există foarte mulți copii care pot spune că ea a fost la oră atunci și că sunt foarte mulți martori. Domnul de serviciu, avem o întrebare pentru dumneavoastră. Ieri s-a făcut crima, da? Toată lumea știe de crimă. Așa? El nu trebuie întrebat. Ba da, am auzit. Unde ați fost dumneavoastră când s-a făcut crima? Da? Acasă. Acasă? Domn polițist, a fost acasă? Mă uitam la un film de comedie. No. Domn polițist, domnul de serviciu, din declarația doamnei directoare, dumneavoastră erați aici. Scrie și în anchetă. Bă, tu pleacă-mă odată de aici. Scrie și în anchetă, domnul de serviciu. Dați mărturie mincinoasă? Băi, 10 ani de pușcărie, ziceți, domn polițist, 10 ani de pușcărie pentru mărturie mincinoasă. Numai dacă te arestez. Bine, bine, vă zic, hopa, ne ziceți adevărul, haideți că deja ne-ați mințit odată. Deja ne-ați mințit. Grijă mare. Te-am întrebat să-mi zici unde ai fost în momentul crimei. Am plecat de la școală. Așa, și unde te-ai dus în momentul crimei? Unde ai fost în momentul crimei? Am fost la restaurant cu soția. Soția poate să confirme. Domn polițist, poate să confirme că a fost la restaurant cu soția? A? Nu prea cred. Bă, frățiorul, tu erai aici. Erai aici. Asta a declarat directoarea, că tu ai fost ultimul care l-a văzut în viață pe profesorul de matematică. A fost la școală, doar incapabil să vorbească, îl speriați. Știi tu unde a fost, mă, că ai fost tu aici? Pleacă-mă odată de aici. Voiam să zic iubită, nu e adevărat. Directoarea te-a văzut pe hol, bă, omule. Directoarea te-a văzut pe hol. Ba nu, minte. Băi, te-a văzut, tu ai fost ultima persoană. Așa că ascultați ce vă zic, băi, nu te bagă nimeni seamă. Domnul de serviciu, dumneavoastră, cred că ascundeți ceva. Cumva dumneavoastră sunteți criminalul? Dumneavoastră l-ați omorât pe profesorul de matematică? Sunteți ultimul care l-ați văzut în viață, deci spune-ne cu adevăr. Sunt părinții tăi, mare, să accept asta și nu mai încerca nimica. Știi tu că sunt părinții mei, măi. V-am zis că am plecat de la școală, cum să fiu o criminală? Păi da, doamna directoare poate să confirme, da? Faptul că de fapt tu erai aici. Zine unde ai fost și te bag la pușcărie. Ia zi. A? Hai, spune. Unde ai fost? La restaurant. Eu cred că este, domnule, dumneavoastră nu aveți o soție cu iubita. Aha. Trebuie să mergem la secție, dar nu înainte să luăm niște camere de aici sau să facem ceva, să aflăm într-adevăr cine. Domnule, nu aveți soție, așa scrie. A? Domnul nu este în baza de date, iubita. Bă, băi și fete, eu zic să luăm aici niște camere de supraveghere, da, să vedem cine minte. Minte doamna directoare că a zis că l-a văzut pe ăsta sau nu? A? Cine minte? Care-i treaba? Nu e cazul. Ba, eu zic că e cazul. Mă duc să iau camerele. Luați camerele, vă rog eu, domn polițist. Duceți-vă și luați camerele ca să fie totul bine. Vin și eu. Băi, alo. Alo, Antonio. Alo. Băi, Antonio, am niște întrebări pentru tine, băi. Stai acolo. Lasă arma jos dacă mai dai. Bă, dar eu nu înțeleg ce e în regulă, băi. Eu nu știu ce treabă ai tu dacă omul de serviciu minte, a? Nu asta e datoria ta de polițist? De ce dai într-un polițist? Pentru că și el a dat în mine. Nu mă interesează. Ba da. Trebuie să te intereseze. Dacă mai dai, nu am dat în tine. Dacă mai dai în mine, ok, nu o să mai dau. Dar stai aici, că domn polițist ia tot ce trebuie să ia. Da? Stai acolo și nu mai fă prostii. Avem o problemă uriașă. Ce problemă, domn polițist?
Cineva a criptat camerele. Oh, nu-i nimica, nu le putem vedea. Stați liniștit, domn polițist, că am eu de-asta. Ce ghinion, haideți la secție. Domn polițist, stați liniștit că e totul bine legătură cu astea, pentru că avem noi pe cineva care ne poate ajuta. Nu știu să le fac eu, că le-aș fi făcut. Ok, am înțeles. Oricum nu aveați ce să vedeți pe camere. Știi tu că n-aveam ce să vedem. Haideți, domn polițist, să mergem la secție. Haideți. Le rezolvăm, ești într-adevăr suspect. Eu rămân cu omul de serviciu. Rămâi tu bine, mă, treaba ta. Haideți, domn polițist, să plecăm. Haideți, domn polițist. Domn polițist, 100% Antoniu cu omul de serviciu ascund ceva. 100%, e clar, e 100% clar. Ia hai să mergem cât de rapid se poate, băi și fete. Nu știu, ar trebui să mergem la doctor Barbă. Cred că asta trebuie să facem, nu? Să mergem undeva la doctor Barbă, să-i cheme el pe hackerii lui și să vadă care-i treaba, să decripteze camerele de supraveghere, să vedem într-adevăr ce s-a întâmplat acolo. Am venit la secție, băi și fete. Domn polițist, vă rog să vă duceți la calculator și să verificați dacă e totul bine, pentru că dacă aveți toate filmările, da, să nu cumva să fie uitat ceva, mergem direct la doctor Barbă și 100% doctor Barbă o să aibă el cunoștințele lui și decriptăm filmările. Deci, bă, băi și fete, bă, ce coincidență! S-a făcut o crimă în școală și filmările sunt criptate, ce să vedem. Magdalena Scumpo, s-a mai întâmplat ceva cât timp am fost plecat? Mama, tata, stați liniștiți că imediat o să aflăm care este criminalul adevărat. Pentru că am găsit camere de supraveghere și o să se vadă, ok, momentan nu ne putem uita. A venit primarul aici? Păi și ce a zis? Și tot spunea... Și ce spunea primarul? Cum ați putut să faci asta criminalilor? Mamă, băi și fete, primarul ăla are încredere în fraierul ăla de Antonius. Deci Magdalena Scumpo, să zic sincer, Antonius ăla, Antoniu, cum doamne iartă-mă îl cheamă, Antoniu ăla a rămas la școală și tu știi ce ciudat se comporta ciudat cu omul de serviciu. Eu cred, băi și fete, că este o crimă făcută, nu știu de cine, ori de Antonius, ori de omul de serviciu, dar e ceva de Antoniu. Ori de omul de serviciu, pentru că e ceva la mijloc. E ceva 100% la mijloc. Domn polițist, e totul bine, a? Mergem la doctor Barbă, nu? Sau care-i treaba, a? Mergem? Nu. Aoleu, păi de ce? Trebuie să mă duc la școală înapoi. Nu aveți toate filmările? Mamă, dar să vă duceți rapid, că poate le șterge nenorocitul ăla. Cine știe? Că poate și de-aia a rămas acolo. Doamne, iartă-mă, să vă duceți rapid. Doamne, iartă-mă. Madrena Scumpo, mama, tata, stați liniștiți, în curând o să vă scoatem de aici. Deci stați liniștiți, nu e nicio problemă. O să vă scoatem, nu sunteți criminali, o să arătăm adevărul. Mamă, bro, mamă, cât mă enervează Antonio ăla. Mamă. Deci mama, tata, stați liniștiți. Hopa! Ia, a venit viceprimarul. Bună, Magdalena. Salut, Marius. Salut, domnul viceprimar. Ce faceți aici, a? Care-i treaba? E vreo problemă? Am auzit că a trecut și primarul pe aici. Băi, criminalilor, alo, gara, nu sunt criminali. Asta zice Antonio ăla, polițistul pe care l-a spus voi, dar 100% îl are o legătură și imediat o să se dovedească. Cum ați putut să faceți așa ceva? Mamă, ce mă enervează, ei n-au făcut nimica, domnule viceprimar, ei n-au făcut absolut nimica. Profesorul ăla era atât de vechi. Băi, omule, ei n-au făcut nimica, nu înțeleg de ce te iei de ei, n-au făcut absolut nimica. Mi-a fost și mie profesorul acum mult timp, omule. Nu, ei au fost criminali și o să se dovedească cu camere de supraveghere imediat. Nu sunteți normali, sunteți nebuni criminali, bă, omule. Nu e nimeni criminal, termină cu prostiile astea. Nu e absolut nimeni criminal. Ei sunt nevinovați. Haide, bă, pleacă odată de aici. Hai, bă, pleacă, criminalii. Meritați să fiți la pușcărie. Lasă că o să vedem cu dovezile cine sunt criminalii adevărați. Lasă că o să vedem. Criminalii, pleacă, băi, de aici. Doamne, iartă-mă, pleacă, bă, omule, bă, criminalii, Doamne, iartă-mă. Trebuie să-l așteptăm pe domn polițist. Uitați-vă cine a venit, băi și fete, domn polițist, ați luat filmările? Cum a decurs totul, a? Nenorocitul ăla de Antoniu încă era acolo, vorbea cu omul de serviciu? Da, le-am, perfect. Haideți să mergem la doctor Barbă. Dar ce? Antoniu cu omul de serviciu... Care-i treaba cu el? Mama, tata, chiar acum o să vă dovedim că sunteți nevinovați. Se comportă foarte ciudat și am chemat la secție. Și de ce nu sunt aici? De ce nu au venit? Dar Antoniu e nervos.
Și l-am prins cum voia să șteargă filmările, mamă, deci 100% e ceva pe filmările alea, dar nu a reușit. Haideți, domn polițist, veniți cu mașina mea, haideți să mergem la doctor Barbă ca să dovedim cine sunt într-adevăr criminalii acestui profesor de matematică. Spoiler, băi și fete, 100% nu sunt părinții mei. Mie nu vine să cred ce se întâmplă, băi și fete, și că trebuie să dovedesc că părinții mei nu sunt niște criminali. Adică ce, Doamne iartă-mă, vin aici, domn polițist. Doctor Barbă! Doctor Barbă, am nevoie foarte, foarte mare de dumneavoastră. Da? Am venit aici cu domn polițist pentru că avem nevoie foarte, foarte mare de dumneavoastră. Aoleu, ăsta, da. În legătură, bă, tu m-ai dat în gât. Băi, gata. Doctor Barbă, nu v-a dat nimeni în gât, însă nenorocitul ăla de polițist nou credem că a făcut o crimă și că vrea să dea vina pe părinții mei. Așa că vă rog eu să chemați niște hackeri pe care îi cunoașteți dumneavoastră să decripteze niște fișiere, pentru că noi credem, am înțeles, Marius, așa, vă rog eu să-i chemați, pentru că noi credem că pe acele fișiere se vede clar că nu mama și tata au făcut crima. Să vedeți, doctor Barbă, este o poveste mult mai lungă, însă stați liniștiți că domn polițist în niciun caz nu are nimica de a face cu chestia asta. O să fac asta, dar crede-mă că până o să nu-și cere scuze, eu nu voi face nimica. Dar n-are de ce să-și ceară scuze, doctor Barbă, vă spunem sincer, adică n-are mai dat în gât, nu v-a dat în gât, v-a apărat, doctor Barbă, din cauza ta acum caută poliția. Doctor Barbă, fie vorba între noi, ca din cauza dumneavoastră. Poate dacă n-ați mai răpi oameni, poate nu v-ar mai căuta poliția. V-ați gândit la varianta asta. Băi, infractorile, domn polițist, haideți și dumneavoastră să vă calmați, să nu știu ce. După ce că nu te bag la pușcărie, vreau să aud scuze, am contactat pe hackeri. Doctor Barbă, dar nu e vina lui că, până la urmă, dumneavoastră sunteți infractor. Ok, mai și comentez, vreau să aud scuze, exact, ok, doar pentru asta scuze, asta voiam să aud. Doctor Barbă, vă rog eu să vină într-un minut, să vină. Și domn polițist, după ce decriptează, să vă uitați pe alea și să vedem cine a făcut într-adevăr crima, fraților, și dacă se dovedește că crima a fost făcută de ori de omul de serviciu, ori de ălălalt, ori de Antonio, putem să mergem să-i arestăm. O să ne zică hackerii. Trebuie să vină, perfect, haideți că îi așteptăm. O să ne clar, Antonu, ăla are o implicare aici sigură. Eu sincer, băi și fete, chiar mă rog să aibă o implicare, pentru că dacă are o implicare, o să ajungă la închisoare și o să scăpăm de el. Și din nou, domn polițist, o să fiți singur. E posibil, dacă e ceva, mă ocup eu. Nu. Doctor Barbă, îi arestăm, nu vă ocupați dumneavoastră, nu vreau să se ajungă la loc. Facem un experiment, nu. Mai bine, iar mi-ați adus niște... Ce-i cu ăștia, domn doctor Barbă? Ce-i cu ăștia? Băi, de ce aveți costume? Doamne, iartă-mă. Domn polițist, dați-le alea criptate. Ce-s cu... Deci, da, nu știu, bătați și lasă-ne. De fiecare dată, dați-le, vă rog eu, fișierele criptate, să n-aibă nicio treabă. Băi, hai, faceți-vă treaba, băi, doctor Barbă, am o întrebare. De ce hackerii dumneavoastră de fiecare dată sunt îmbrăcați atât de ciudat? Adică ei chiar n-au... Băi, n-aveți și voi un gust, vă îmbrăcați, nu e treaba ta, nu e nerva, haide băi, taci odată, bine băi, fă-ți acolo treaba, avem nevoie de o cafea, haide aici, nu te apropia, veniți aici, ce se uită la, uite-te bă la calculator, nu te uita la mine, Doamne iartă-mă, domn polițist, lăsați-mi pace că dacă nu e bine, da, sunt cei mai buni, dacă nu e bine și nu se concentrează acolo, probabil nu o să decripteze fișierele și după tot noi comentăm. Marius, nu te mai apropia că se concentrează, ok, doctor Barbă, sper, băi și fete, ca Antonio să fie vinovat direct de crima asta. Au mai făcut asta pentru mine, da, îmi dau seama, vreau să vă să nu facă vreo mânărie. Rulăm programul. Ok, hai să vedem, băi și fete, e momentul adevărului. Momentul adevărului, programul merge. Ok, hai, decriptează totul. Băi, alo, lăsați-i, domn polițist. Hai să vedem. Haideți, mă, fraților. Haideți, mă, odată. Filmările au fost decriptate. Domn polițist, uitați-vă pe ele, vă rog eu. Ia, cine a făcut crima? Momentul adevărului, să se uite domn polițist pe ele. Cine a făcut crima? Doamne, să fie Antonio ăla, să fie dat afară din poliție. Domn polițist, cine a făcut crima? Ei au fost, ei doi! Let's go! Hai să mergem să-i arestăm pe nenorociți! Antonio și omul de serviciu, hai peste ei! Doamne, iartă-mă, nenorociții! Haide să mergem să-i arestăm, băi și fete! Mamă, ce nenorociți! Mamă, let's go! Bă, ce, Doamne iartă-mă! În sfârșit o să putem să...
o să putem să scăpăm de ăla. Bă, și voi vă dați seama, i-au înșirat pe părinții mei, bă, fraților. Bun, fraților, am ajuns la școală. Haideți, domn polițist. Haideți, domn polițist. Deci, ultima dată, Antoniu și omul de serviciu erau aici. Deci ar trebui și acum să fie aici. Mamă, mamă, deci trebuie să-i arestăm. Trebuie să-i arestăm pe amândoi băieți și fete și după să ne ducem la secție și să-i eliberăm pe mama și pe tata, pentru că nu ei sunt criminali. E clar că nu ei sunt criminali. Domn polițist, aveți pistolul pregătit. Ia uite aici. Ia uite cum stau acolo și vorbesc. Haideți. Mâinile sus! Hopa! Nu! Bă, stai! Nu! 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 Oh my god, nenorocitule, lasă arma jos. Lasă arma jos. Nu trage, trag, lasă arma jos. Lasă arma jos. Nenorocitule, ești arestat. Îmi pare rău, ești arestat. Nu am făcut nimic, mai faci pe interesantă. M-am panicat. Ești arestat pentru uciderea profului de matematică și pentru uciderea omului de serviciu. Haide, vino. Vino la secție. Nu am vrut. Nu ne interesează, ești arestat, criminalule. Și chiar tu acum o să iei parte la momentul în care părinții mei o să fie eliberați. Haide, vine ce și mai comenta, hai. Nu mai trage. Vino aici încet, încet, ai grijă, domn polițist, să fiți cu pistolul pe fraierul ăsta, că e problematic. Haideți, domn polițist, haideți. Haide, mă, Antoniule, hai, așa. Încetișor. Încetișor, fără nicio problemă. Hai, încet, haide. Hai, așa. Hai, în spatele mașinii să te bagi. Haideți, domn polițist. Oficial, domn polițist, gândiți-vă că a scăpat de partenerul ăsta. Bă, dar și-a scăpat într-un stil de-asta de nici mai poate să se întoarcă înapoi, că intră la închisoare. Nu a făcut nimica. N-ai făcut nimic, acum nu e vina ta. Băi, părinții tăi sunt criminali. Omule, degeaba mai... Ce să dovedești că avem camere de supraveghere în care tu se vede clar că ești criminal? Termină cu ce o să dovedești. Sunt camere, nu, sunt decriptate, omule. Au fost decriptate. Cum adică? Uite simplu, au fost decriptate. Nu e corect, ba da. Hai, stai liniștit, let's go, băi și fete. Oficial, nenorocitul ăsta a fost arestat și am reușit să scăpăm de el. Haide, vin aici. Vino aici, hai, vino, exact. Mama, tata, hopa, trebuia să fiu și mai de aici. Mama, tata, puteți să ieșiți, oficial sunteți liberi, puteți să ieșiți. Hai, bagă-l pe ăsta, nu sunteți voi criminalii. Intră înăuntru, nenorocitule. Mama, tata, unde e Magdalena, că trebuia să fie și ea aici cu voi, nu? Adică e la baie, am înțeles. Domn polițist, uitați-vă că până la urmă nu aveți nevoie de un asistent. Știu că foarte mulți băieți și fete dintre voi mi-a zis că ar trebui să devină asistentul domnului polițist, însă eu nu cred că domn polițist are nevoie de asistent. Scrieți voi la comentarii dacă credeți așa sau credeți că ar avea nevoie. Dacă nu mă înșel, băieți și fete, cred că este ora 10:30 noaptea sau chiar aproape ora 11. Și după cum puteți vedea, eu sunt la baie și chiar acum, fraților, am o întrebare pentru voi. Dacă ne uităm pe geam, vedeți că afară este întuneric beznă. Și vine întrebarea, deci gândiți-vă foarte, foarte bine la un răspuns. Ce credeți că fac eu la ora 10:30 aproape 11? Ce credeți că ar trebui eu să fac acum? Bănuiesc că toată lumea s-ar gândi că ar trebui să mă culc, nu? Adică cam asta face un om normal la ora asta? Ei bine, fraților, eu nu o să fac asta, ci o să mă duc la muncă, deoarece astăzi la ora 4, deci după ce am muncit toată ziua, deci de la ora 8 dimineața până la 4 am fost la laboratorul Dr. Barbă, după ce am muncit toată ziua, Dr. Barbă mi-a zis că o să aibă nevoie de mine mai multe ore și m-am gândit că, bă, băi și fete, poate mâine vin de la 7 dimineața la muncă sau poate o să stau până la 5-6 după program și mi-a zis că nu. Astăzi, la ora 11, a zis că până la ora 11 să vin la laborator, vrea să lucrăm la mașinăria timpului. Acum, fraților, deci pe lângă faptul că sunt mort de somn și nu vreau în niciun caz să lucrez cu Dr. Barbă la mașinăria timpului, și simt așa că este o muncă în zadar, dacă mă înțelegeți. Adică, bă, eu am încredere în Dr. Barbă, știu că este un șef foarte bun, știu că este un savant, un doctor extrem de bun, însă, băi, nu cred că o să-i reușească chestia asta cu mașinăria timpului și cred că cel mai bine ar abandona proiectul ăsta și ar face alt proiect. Ok, nu-mi plac nici proiectele lui pe mutațiile pe care le face pe oameni, că face mutanți, că nu știu ce, nici alea nu sunt bune.
Dar măcar să-mi fac altceva, ca asta cu mașinăria timpului, eu cred că nu o să iasă, dar na, până la urmă el este șeful și eu trebuie să-l ascult, fraților, na, haideți că o să mă duc, haideți să-mi salut și familia și să le spun că, na, acum trebuie să mă duc la muncă, na, ce să fac. Dragilor, ce faceți? Sunteți pregătiți să vă culcați, nu? Da, eu sunt pregătit să mă duc, să mă duc la muncă. Așa că vă rog să fiți cuminți, mai ales voi doi. Păi de ce te duci la muncă la ora asta? Păi știu că ați văzut și voi că astăzi am fost deja la muncă și vi s-ar părea normal că după ce am terminat munca nu mă mai duc o dată decât a doua zi. Dar se pare că nu este cazul și trebuie să mă duc pentru că doctor Barbă vrea să continuăm munca la mașinăria timpului. Păi da, logic, dar am o întrebare. Ia zi, Răzvane, ce întrebare ai și după plec. După ce îmi zice Răzvane întrebarea asta am și plecat. Nu ești prea obosit? Ba da, mâine sper că ne duci la școală, nu? Răzvane, ia ridică-te puțin. Ridică-te puțin și vine aici. Ia stai, uite-te la mine. Așa. Te simți bine? Ești ok? Ai febră? Da, sunt foarte bine. Băi și fete, Răzvan tocmai m-a întrebat dacă îl duc la școală. Gen, m-a întrebat cu sensul că n-ai vrea să mergi, nu? Și ai pus întrebarea greșit, că din întrebare parcă arătat că vrei să mergi. Vreau să merg. Da, vă duc la școală, dar de ce vreți să mergeți la școală? Adică, să spun sincer, că nu înțeleg. Mâine o să avem o zi liberă de la școală, aha, aha, în care o să facem activități. Bă, băi, și vede, m-am panicat puțin, că dacă s-a întâmplat ceva cu Răzvan, că m-a întrebat, da, 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 mergem la școală. Gen, doar sport, jocuri în echipe, am înțeles. Am înțeles, da, 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 acum are sens. Bun, Magdalena scump, o să ai grijă de copii, hai că eu o să mă duc la muncă și o să vedem care-i treaba și da, o să vă duc, stați liniștiți, mâine la ora 7 dimineața o să mergem la școală și probabil o să mă duc încă o dată la muncă, da? Adică Dr. Barbă nu mi-a zis chestia asta, dar acum îl cunosc eu pe Dr. Barbă, băi și fete, e cam garantat, să spunem așa, că o să se întâmple asta, haideți că o să iau pe jos, nu mai iau mașina. Doamne ajută să-mi zică Dr. Barbă că e somn sau ceva de genul, să fie orice ca să mă duc înapoi la culcare. E acolo, da, m-am buchinat că nu o să fie acolo, am sperat și o să nu fie acolo, da, băi, și vede că sunt zero șanse să se mai anuleze ziua asta de muncă. Dr. Barbă, haide Marius, greu te miști, Dr. Barbă, ce faceți? Iuhu! Iuhu! O nouă zi de muncă, care-i tot asta, de fapt, că am mai fost astăzi la muncă. Deci fii atent, s-ar putea să nu mai am nevoie de tine. Miracolele există, mulțumesc Dumnezeu, da, de ce? Nu mai facem proiectul? Ați abandonat proiectul cu mașinăria timpului? Astăzi nu ai știut nimica pe partea de teorie și eu trebuie să o termin. Păi da, pentru că sunt la muncă, nu la școală, Dr. Barbă. Dumneavoastră nu sunteți profesorul meu, sunteți șeful meu, deci nu prea văd de ce ar trebui să știu chestii pe partea de teorie. Și o să terminați singur, bănuiesc, da? Bun, atunci vă las. Marius, important să ne iasă toată partea teoretică a mașinării. Bun, atunci, Dr. Barbă, dacă dumneavoastră vreți să o faceți singur, n-am nicio problemă, o să mă duc să mă odihnesc. Haideți-o, băi, și fete, haideți-o, că e o zi. E o zi bună. O să vină un savant să mă ajute. Un prieten vechi. Păi cum adică, Dr. Barbă, adică mă înlocuiți așa? În câteva minute vine. Păi da, nu e, de fapt nu. De fapt nu mai vreau să merg niciunde. Nu, Dr. Barbă, lăsați că vă ajut eu. Îmi ziceți despre ce este vorba, ai liber Marius. Nu trebuie să am liber, Dr. Barbă, cum adică mă înlocuiți? Dar ce, eu nu știu astea cu tabelul Mendeleev, cu chimia, cu nu știu ce, cu calculele. Le știu 100%. Păi Marius, păi ce? Ia zi-mi care e viteza luminii. Viteza luminii e viteza cu care merge lumina, adică toată lumea știe. Bravo, Marius. Păi exact, păi și? Ce, e greșit ceea ce am zis? Asta ziceam și eu, dar e greșit ceea ce am zis? Viteza luminii, viteza cu care merge lumina, că și de aia se numește... am nevoie de un alt partener pe partea asta. N-ai tu nevoie. S-a uitat, ok, ești prea bătrân, moșule. Ai uitat tu noțiuni de teorie și după dai vina pe mine. Nu te pricep, Marius. Bine că te pricep tu. Ia, hai că vreau să văd și eu cine e inteligentul ăsta. Adică, stați puțin. Vreți să-mi ziceți... Seară bună. Adică vreți să-mi ziceți că ăsta cu fața asta e mai inteligent decât mine? Sau ce? Cam asta vreți să-mi spuneți? Da.
Ok, ce să fac? Bine, tu ce mai faci? Băi, alo, tu ai venit la muncă sau la tacleale? Ia hai, doctor, mă, că chiar sunt curios cum, cât de inteligent e. Ia hai să mergem aici unde m-a așteptat pe mine toată ziua. Cine e băiatul ăsta? Băi, mie vorbești cu dumneavoastră în primul rând. Și în al doilea rând sunt asistentul lui doctor Barbă. Adică are liber azi. Nu am liber azi, da? Dar a vrut să te cunoască, are liber. Da, că m-am gândit așa că n-am chef să fac calcule și am zis să chem un fraier să le facă pentru mine. Păi să plece dacă are liber. Valea Marius. Doctorul, vreau să vă știu cât de inteligent e ăsta, că a zis că e mai inteligent ca mine. Păi să plece dacă are liber, că mă deranjează ea și nu pot să calculezi în ăsta. Hai de aici să vorbim de statistici. Ia, vin aici, băi, șmechere, băi, și fete, azi dimineață, bă, doctor Barba mi-a făcut capul calendar, că eu nu știu calculele, că nu le-am învățat, că nu știu ce la tablă. Ia, hai să le vedem pe ăsta. Ia să te vede, băi, inteligentule, să vedem care-i treaba. Ia, hai să vedem. Am aici tot ce am scris până acum. Eu o să tac, o să stau aici. Hai, nu te mai uita așa la mine. Bă, dar taci odată. Gata, băi. Ia uite, mă, ce... Bă, ăștia se cheamă mai inteligenți ca mine. Ia, hai să vedem, ia. Savantul ăsta. Așa, deci. Ha, hai să vedem, doctor Barbă. Ascultați-l și pe el cum m-ați ascultat pe mine. Bă, ăsta habar n-are. Din cauza că viteza luminii la pătrat... Mamă, începe cu de-astea. Începe cu de-astea, băi, și fete, și mă cam doare cap. Hai să vedem, ia. E nevoie de lumină să reușim reacția termică, să putem să ne mutăm particulele. Eu nu știu despre ce vorbesc, băi și fete, adică nu înțeleg care-i treaba cu calculele astea, viteza luminii. Așa că e ca mine, crede-mă. Deci nu e bine, nu e bine. Cum nu e bine? Cum adică nu e bine? Despre ce vorbesc? E o șansă de 86% pe timp de zi. Ok. Este o șansă de 59%. Hopa! Ce se întâmplă? Și 20% pe timp de noapte. Hopa, ce ați făcut, doctor Barbă? Ia care-i, cum e? E 59 sau 86? Parcă era inteligent ăsta. Păi ce calcule faci tu? Hopa, Marius, taci, ai liber. Ia vedeți, băi și fete, ia vedeți că a venit savantul care se dă mai inteligent decât doctor Barbă. Deci doctor Barbă zice că e o șansă de 86% pe timp de zi, care habar n-am șansă să ce, în fine, treaba lor. Și ăsta zice că e 59%. Adică e ciudat. Eu știu că tu te pricepi, că înainte ai avut dreptate, dar acum crede-mă pe cuvânt. Păi eu zic să-l ascult așa acum. Așa, pe timp de zi. Am stat două zile pe care astea. Domnul Savant, am o întrebare. Dar dacă lui doctor Barba i-a ieșit 20%, 20% pe timp de noapte, dumneavoastră cât voi ieși la calcule pe timp de noapte? Cât e? Tot 20%. Aici sunteți în acord? Mare stă aici o treabă, dar în lumina pătare, reacția care ne rezultă un rezultat de 59,988%. Spuneți, domnul Savan, pe timp de noapte cât e? Că la doctor Barba i-a ieșit 20%. Prietenul meu drag, cred că nu înțelegi, mamă, ăștia se ceartă, băi, și vede. Ia, mă, că doctor Barba, pe timp de noapte este 13! Hopa, doctor Barba, pe timp de noapte e 13! Aha, bun. Hai că eu vă las, băi inteligenților. Unde erau creierele luminate? Doctor Barba făcea mișto de mine, băi, și fede, că nu știu, și ăsta îl contrazice. Acum, fie vorba între noi, cred că nici eu și nici voi nu prea am înțeles despre ce vorbesc acolo. O șansă de 86%, 59,998, adică... E ciudat, rău de tot, în fine, sunt ei savanți cu calculele lor, nu avem nicio treabă. Acum, băi și fete, o să mă duc înapoi și cred că o să mă culc. Da, deci, bă, teoretic, dacă stăm să ne gândim, când am venit pe drumul ăsta, vă mai aduceți aminte, da, asta îmi doream, să-mi zic că doctor Barbă, că astăzi am terminat, că totul e bine, că pot să mă duc înapoi acasă. M-am simțit așa puțin nașpa când am auzit că vrea să mă locuiască, dar fac pereu că la până mâine dimineață e concediat pentru că nu-l contrazice el pe doctor Barba. Acum, cine are dreptate? Eu de unde să știu cine are dreptate, băi și fete, până la urmă, nu? Pentru că nici eu nu sunt un om de știință, nu sunt un savant, habar n-am. O să mă duc să văd ce fac copiii. Sper că s-au culcat până la ora asta. Dacă nu s-au culcat, aha, uite acolo, da. Uite-i cu Magdalena. Dacă nu s-au culcat, o să fie nașpa... N-aș părău de tot. Ce faceți, băi, la culcare? Nu vrem să dormim. Cum adică nu vreți să dormiți? Băi, alo, la culcare, dar nu vrem. Abia așteptăm ziua de mâine. Răzvan, Izabela, dacă nu vă culcați, mâine stați acasă. A? Cum sună asta? Deci o zi, hai toată lumea la culcare. Mâine îi distrug pe aia la fotbal. Distruge-i la somn, băi, hai, bagă-te la somn. Bagă-te la somn dacă vrei ca mâine să... Pe mine nu mă ascultă.
Răzvan termină cu fotbalul. Bă, nu vă mai certați. Vă rog eu terminați. Da? Că mai bine închid aia. Doamne, bine, taci-mă odată, hai, gata. Nu vă mai certați că oricum vă accidentați. Izabela, scumpă, pune-te și tu la somn. Magdalena, să știi că eu acum o să stau acasă, deoarece doctor Barbă a chemat un savant care să-l ajute, că pe mine nu mă credea destul de bun. Nu mă credea destul de bun să-i fac calculele și nu știu ce, dar am văzut că se cam ceartă cu savantul ăla, deci nu cred, băieți și fete, nu știe ce pierde, da. Nu cred că o să aibă o relație profesională prea lungă. După părerea mea, acum nu știu, urmează să aflăm. Bună dimineața, băieți și fete, este ora 7 dimineața și trebuie să mă duc să duc copiii la școală. Să zice să fiu cu voi, având în vedere că acum e o zi, cum a spus și Răzvan, este o zi liberă în care se fac activități, mă gândeam să nu-i duc și să stau să dorm. Magdalena în continuare este în dormitor și e moarte de somn. Nu știu de ce, dar seara, băieți și fete, nu prea am dormit bine, adică a și fulgerat afară, a fost foarte, foarte nașpă și nu am reușit să dorm. Însă o să duc copiii la școală și după, băi și fete, cu ocazia asta o să mă duc la doctor Barbă să văd ce a făcut el, băi, cu savantul ăla, care-i treaba cu ei. Ia. Bună dimineața, băi, micuților. Dar ce entuziasmat sunteți să mergeți la școală. Sunt pregătit. Bă, să vedeți ce s-a întâmplat. Haideți să întârziem. Tocmai ce m-a sunat doamna directoare și mi-a zis că nu se mai fac activități și se face doar matematică. Dar hai să mergem dacă tot vrei să mergeți la școală. Ce, nu? Ba da, asta s-a întâmplat. Haideți că erați atât de bucuroși. Haide. Let's go. A, și mai face și 5 ore, da? Nu doar 4, dar lasă că e bine. Bă, lasă că e bine pentru că școala e școală, orice ar fi. Glumești, știu asta, bine, băi, hai că poate glumesc. Vă rog eu totuși să nu vă mai certați, da? Mergeți acolo, vă comportați frumos, să nu cumva să mă sune directoarea ca să făcu voi vreo prostie, că nu știu ce. Izabela, nu vreau să te văd toată ziua. Am început bine cu comportatul frumos. Se pare că ne ținem foarte, foarte bine pe poziții. Domnul Răzvan, eu zic să vorbești mai frumos cu soriara ta, da? Că ea nu ți-a zis nimica. Eu o să stau cu fetele mele. Bravo, Izabela! Nu vreau nici măcar să aud ea, că e prea tare în gură. Bine, băi, Răzvan, poți să-ți rupi picioarele la fotbal. Sperăm să nu se întâmple asta, da? Sperăm ca Răzvan să nu își rupă picioarele la fotbal. Să vezi ce rup ție picioare dacă mai comentezi. Hei, ia gata cu amenințările astea. Vă rog eu să terminați. O să vorbesc cu toți băieții să-ți bage alunecări. Băi, gata. Da, deci dacă mă sună directoarea dintr-un motiv de asta, ați încurcat-o cu mine. Hai, să aveți grijă de voi și să nu cumva să faceți vreo prostie. Doamne, iartă-mă. Bun. Ok, facem. Băi, hai că sunt curios. Ce-a făcut doctor Barbă? Că făcea pe inteligentul. Asta până când a venit ăla și l-a contrazis. Sunt curios cum arată mașinăria timpului, frate. Și dacă cumva... Am, cum vă o să zic eu, doctor Barbă, Marius, ca să fac mașinăria timpului, de fapt am nevoie de tine, pentru că tu ești ăla inteligent aici și tu ești capul operațiunii. Și o să zic, bine băi, moșule, dacă atât ai putut, na, ce să-ți fac, bine moșule, hai că te ajut eu. Trec peste ideea că ai vrut să mă locuiești cu savantul ăla care avea și față... Nu zic că avea față de prost, băi, fete, dar avea o față așa mai... Care, băi, exprima faptul că nu e inteligent. O să trec peste faptul că a vrut să mă locuiască cu acea persoană și o să fie totul mult mai simplu, să spunem așa, da? O să fie totul mult, mult mai simplu, da? Hai să vedem cum arată mașinăria timpului, că sunt extrem, extrem de curios, nu? Doctor Barbă, sunteți aici? Doctor Barbă... Opa! Ia uite, bă, că nu l-a dat afară. În continuare e acolo cu ăsta. Ia să vedem despre ce e vorba. Ce faceți, băi, inteligenților? Îți faci că toate alea o să fie 993... Mamă, ăștia că se ceartă, bă, băi și fete! O să fie 993 din 1000. O să fie 879 din 1000. Ăștia că se ceartă. Ești nebun la cap, Doamne ferește. Mamă, bă, ăștia nu prea se înțeleg. Cum adică 879? E o diferență prea mare, nu o să ne iasă așa. Mă, băi, fete, ăștia s-au jetat aici toată noaptea. Săracii de ei. Așa e corect. Nu o să ne iasă așa, tu nu înțelegi? Mai bun e Marius la calcule. BOOM! BOOM! Doctor Barbă, let's go! Am venit și eu să văd ce face și văd că ați aruncat cu adevăruri. Dă-l pe ăsta afară că îl concediez. Ia zi, băi, ăsta de te deranjam eu. Auzi, fiate, hai să-ți arăt ușa. Ia, hai, mergi de aici, pleacă, băi. Că a venit ăsta care nu știe nimica. Băi, mi se pare mie sau ai fost concediat de către doctor Barbă? A? Aud? Mă dai afară, da? Da, hai, bă, mai repede.
Am investit și bani și timp. Ok, da mă, dar nu ne pasă. Băi, doctor Barba o să facă mașinăria timpului, tu o să pleci. Lasă că mă răzbun eu, să știi. Buhu, doctor Barbă, tremurăm de frică. Ne tremură chiloței pe noi că o să se răzbune băiatul ăsta cu... Haide, băi, mă jur că o să mă răzbun. Nu știi nimic ca ce să te răzbuni. Băi, răzbune-te cu o carte de matematică, băi, savantule. Cam asta e sfatul meu pentru tine. Pleacă, băi, odată, ia! Doctor Barbă, ia scoate-ți artileria pe ăsta, ia! Hai, pleacă! Pleacă de aici, șmechere. Bun, doctor Barbă, o idee foarte bună să-l concedeați pe fraierul ăsta. Acum, lăsând chestia asta la o parte, zice ce trebuie să facem ca să continuăm proiectul. Toată noaptea am stat să-i explic. Băi, eu v-am zis din prima că se vedea care e față de prost, dar că nu, că eu nu știu cum, că nu știu ce. Fii atent, cred că știu cum o să funcționeze cu teoria. Faceți dumneavoastră teoria, eu fac tot ce trebuie, tot ce trebuie altceva. Dar ce, doctor Barbă, spuneți-mi. Mai am nevoie de niște lucruri. Ok, păi și nu puteți să le luați de pe Dark Web, să le dați comandă. Niște toteme sacre și o poțiune. Da, nu vreau să iau parte la comanda aceasta de pe Dark Web, dar puteți să dați comanda. Ideea e că, Marius, eu le-am ascuns la tine acasă. Cum adică? Le-am, dar sunt la tine. Cum adică? Adică la mine acasă sunt ascunse niște toteme sacre. A venit poliția la laborator la control. Doctor, și dumneavoastră acum îmi spuneți? A venit poliția la laborator la control și eu m-am gândit că la tine nu s-ar gândi niciodată. Băi, doctor Barbă, deci dumneavoastră, unde sunt? Doamne, iartă-mă, unde sunt aceste toteme sacre? Crede-mă pe cuvânt, e bine. Cum e bine? Eu nu știam că am așa ceva în casă. Abia acum aflu. Păi sunt la tine în sufragerie. Sub covor, mai exact. Și mă gândesc că vrei să mă duc să le aduc, a? Cred că asta vrei, să le iei de acolo, da? Doamne, iartă-mă. Stați aici, că acum mă duc. De iartă-mă, Iisuse Hristoase. Băi, frate, bă, ce om. Bă, frate, ascuns alea la mine în casă. Cine știe câte chestii mai sunt ascunse la mine în casă? Cât timp eu... Cât timp eu nu sunt atent. Dar nu înțeleg. O fi că eu cu Magdalena eram plecați, copiii erau la școală, sau cum nu l-a prins nimeni? Știți că noi în general cam în sufragerie stăm. Ia uite și pe Magdalena. Mamă, păi și fete, mamă, deci nu pot să o las pe Magdalena să afle de astea. Așa că, mamă, ce să-i zic ca să plece din sufragerie? Asta e să mă gândesc. Ce să-i zic? Aolea, ce zici, băi și fete? Îi zic să se ducă până în grădină. Magdalena, ce faci? Auzi? Am o întrebare. Doctor Barbă, da, deci doctor Barbă vrea să facă o surpriză mamei lui și are nevoie de niște flori. Da, poți să te duci până în grădină să iei niște flori, gen și să-i dau lui ca să-i dea mamei lui? Da, desigur. Mulțumesc foarte mult. Hai, dă-te până în grădină. Dă-te. Așa. Așa, bun. Ok, deci sub covor. Asta trebuie să fie covorul, nu? Mamă, trebuie să sparg aici, băi, și fete, unde e? Doamne, iartă-mă. Bă, dar ăsta face toate prostiile din lume. Nu. Ia uite. Ghicitoare. Ce? Ce se ascunde la umbră, mereu gata de odihnă, unde picioarele îți găsesc locul într-o zi însorită? Bă, asta face mișto de mine! Îmi pune ghicitor la mine în casă! Ce se ascunde la umbră, mereu gata de odihnă, unde picioarele îți găsesc locul într-o zi însorită? Ăsta, șezlongul, băi și fete... Ce, Doamne, iartă-mă... Mamă... Deci trebuie să mă duc acum acolo, unde am dus-o pe Magdalena. Magdalena, ai luat o floare, te rog? Mulțumesc. Păi hai, am luat mai multe, mulțumesc. Păi haide că o să mă duc la muncă. Tu poți să te duci în casă. Pa, pa, ne vedem la ora 4. Pa, pa. Ok, hai, du-te. Bun, Doamne, iartă-mă, băi, frate, bă, doctor Barbă, își bate joc de mine, man. Ci, Doamne, iartă-mă. Deci, stați, mamă, cum sparg eu aici? Aoleu, bă, își bate joc de mine. Deci sub șezlong. Mamă, deci dacă nu e sub șezlongul ăsta, mamă, o să mă... Nu e sub șezlongul ăsta, bă, nu vine să care... ba da, ia, vezi, nu. Trei toteme. Așa, invizibilitate, mașina timpului.
Bă, ăsta își bate joc de mine în ultimul hal. Ok, sper că nu m-a văzut Magdalena. Hai să merg înapoi. Iuhu, băi, fete. Haideți să mergem înapoi. Să vedem care-i treaba, da? Să arunc florile astea. Adică nu le arunc, că nu e frumos să le arunci, băi, și fete, le pun aici. Și eu am 3 toteme și invizibilitate, mașina timpului. Nu înțeleg ce înseamnă mai exact. Adică înțeleg ce înseamnă invizibilitate, mașina timpului, dar nu înțeleg cu ce poate ajuta chestia asta, adică e ciudat rău de tot, în fine. Hai să vedem care-i treaba acum, băi și fete, oficial sunt din nou partenerul de bază al lui Dr. Barbă. Dr. Barbă! Cine e? Mihaela, am adus tot! Mihaela, ți-am zis, 64%. Dr. Barbă, cine e doamna asta? E doamna savant. Cum adică? O să mă ajute la calcule. Păi n-am vorbit adineauri că a fost chemat aici că știe că am nevoie de ajutor. E super drăguță și foarte deșteaptă. 64% din viteza luminii. Păi dar n-am vorbit adineauri, doctor Barbă, că eu vă ajut. Și doamne, mă, că v-am adus și chestiile astea. Așa e, și merge în timp. Păi ce? Merge în timp datorită soarelui. Da, exact. Mama, asta e la fel ca doctorul Barbă, cu asta nu se mai contrazice. Care stă la 34% elevație față de mașinăria noastră. Și stă, da, exact. Mă bucur că înțelegi. Doctorul Barbă și-a găsit sufletul pereche. Doctorul Barbă, luați chestiile astea și să-mi ziceți ce trebuie să fac, da? Și băi, tu să nu te dai așa inteligentă, că eu sunt asistentul de bază aici, dar atât zic. Marius, ce? Avem o chimie plăcută, dragule. Băi, tu te dai la doctor Barbă. Băi, tu vrei să-mi furi postul de asistent? Mă bucur că mi-ai adus astea. Așa, și ziceți-mi ce trebuie să fac mai departe în calitate de asistentul dumneavoastră, da? Trebuie să o supraveghez pe doamna pentru că eu sunt cu rank mai mare, v-ați prins? Păi eu cred că ai liber astăzi. Cum adică am liber? Adică, bă, doctor Barbă, dar deja v-ați luat odată țeapă cu chestia asta. Cum adică, o luați pe ea? Că lucrăm înapoi, Marius, la calcule. Doamna savant știe, e foarte inteligentă. Ea inteligent, hai că plec. Bine, băi, doamna savant, mulțumesc de compliment. Pentru nimic, dar e și meritul dumneavoastră. Uite, pe ăștia ce se lingușesc. Na, doctor Barbă, atunci o zi frumoasă, ce să zic. Doamne, iartă-mă. Băi, alo! Băi, băi, ăsta mi-a furat mașina! Băi! Bă, ce era? Frățiu, bă, savantul ăla mi-a furat mașina, ce, doamne, iartă-mă! Bă! Băialu! Bă, fraților, bă, ia asta-i sincerul, doctor Barbă. Savantul mi-a furat mașina, man! Mamă, cred că o să o folosesc pe asta acum. Doctor Barbă? Doctor Barbă, am o problemă. Era savantul ăla care a zis că o să se răzbune. Era aici, în fața laboratorului și mi-a furat mașina. Mi-a furat mașina. Și ce dacă? Cum adică? Și tu de ce râzi? Tu de ce râzi că mi-a furat mașina? De ce râzi? Și ce dacă eu am treabă? Trebuie să facem calcule. Ți-a furat mașina, ha, ha, ha. Bă, tu, cu cine ți-i băi? Cu noi sau cu savantul? E importantă mașinăria timpului. Închei de o data viitoare. Îți dau niște bani să-ți iau o mașină nouă. Lăsați că iau pe asta de aici. Hai, baftă la calcule, tocilarilor. Doamne. Băi, deci dacă n-are benzină, mă enervez. Ah, ok, bun, măcar are benzină. Doamne, iartă-mă, bă, frate, bă. Mamă, fraților, deci eu vă spun, știi ce, sunt acum așa într-un fel de panică, ca nu cumva. Ia uite, bă, că, what? Mi-a abandonat mașina acolo. Bro, what? A, de stai puțin, asta înseamnă că el de fapt nu mi-a furat mașina, ci doar a fugit de acolo. Dar de ce era acolo, bro, în prima fază? Ok, asta e că e ciudat. E ciudat rău de tot. Și stai, e undeva pe aici? Nu. Efectiv, ok, nu înțeleg care-i treaba cu omul ăla. Sper să nu mai avem de-a face cu el. Însă a zis că o să se răzbune. Nu știu în ce constă răzbunarea lui, însă sper ca doctor Barbă să fie atent și să nu cumva să se întâmple prostii. Sper să fii atent și, na, gândiți-vă că se poate întâmpla orice dacă stăm să
Să ne gândim, Magdalena e aici. Na, băi, și vede că o să trebuiască, cred că Magdalena o să-mi zică să merg cu ea în grădină dacă sunt liber. Magdalena, ce să vezi, sunt liber și astăzi, pentru că Dr. Barbă și-a găsit o nouă asistentă cu care își fac ei complimente, adică cred că femeia aia vrea să-mi fure mie jobul de asistent. O, ce drăguț, nu e drăguț, nu e drăguț că vrea să-mi fure jobul, nu e deloc drăguț, nu e deloc drăguț. În sfârșit și-a găsit o iubită și el. Cred că ne ducem prea departe, într-adevăr sunt doi moși, adică e de vârsta lui, n-am ce să spun. Dar nu cred. Cred că, nu știu, cred că e ceva suspect în legătură cu femeia aia. Plus că azi dimineața s-a certat cu savantul ăla și el a zis că o să se răzbune. Și chiar acum l-am văzut cum a plecat de la laborator, mi-a furat mașina, mi-a lăsat mașina undeva, adică e nebun. Barbă știe sigur cum să se ocupe cu așa situații. Bine, Magdalena, bine, dacă spui tu, noi ce facem? Mergem în grădină să continuăm treaba? Sau trebuie să continuăm treaba? Bun. Na, băi, și fete, sunt curios ce o să facă Dr. Barbă. Sper să nu mă dea afară. S-a făcut ora 3, băi și fete, și abia acum eu și Magdalena am terminat de făcut treaba din curte și zice să fiu cu voi, nu credeam că o să muncesc mai mult într-o zi liberă decât aș fi muncit într-o zi în care mă duc la muncă, știți, pentru că mă simt foarte, foarte obosit și Izabela și Răzvan au venit epuizați de la școală, am înțeles că s-au făcut turnee de basket, de alergat, de nu știu ce, s-au agitat pe acolo și acum dorm. Magdalena, scumpă, tu ce zici? Să mă duc la laboratorul Dr. Barbă să văd dacă totul e ok? Nu. De ce? De ce? E bine 100%. Nu știu ce să zic. Adică mie e să nu cumva să îl influențeze Mihaela aia. Și ce zic, băi și fete? Și fii atentă, Magdalena, poate o să ți se pară nebunesc ceea ce zic, însă gândește-te la chestia asta. Deci azi este și el îndrăgostit. Nu știu ce să zic, adică fii atentă. Azi dimineață, Dr. Barbă l-a concediat pe savantul ăla, ți-am și zis, pentru că nu se înțelegeau la calcule, știi? Adică Dr. Barbă zicea cumva, el zicea altcumva. Și ăsta a zis că o să se răzbune și că o să vadă el. Și acum, deodată, a apărut din nou la ușa laboratorului lui Dr. Barbă femeia asta, care ia acum, într-un fel, da, păi și crezi că asta e trimisă de la, da. Pentru că asta îl aprobă pe Dr. Barbă, zice, da, sunt foarte bune calculele. Și mie ca nu cumva să aibă vreo intenție secretă să-i distrugă laboratorul sau chestii de genul. Eu cred că doar ai tu prea multe gânduri. Nu, eu nu pot să stau așa, trebuie să mă duc să văd ce face Dr. Barbă. Stai aici că acum o să mă duc, pentru că, băi și fete, eu chiar stau să mă gândesc, băi, nu știu, dar Dr. Barbă întotdeauna m-a ajutat când a fost cazul și trebuie să-l ajut și eu pe el. Trebuie să-l ajut și eu pe el dacă e ceva, dar da, sper să nu fie nimica. Ia că o să vedem acum. Să vedem care-i treaba, sper că n-a făcut vreo prostie, dar nu știu, poate, băi și fete, sunt și eu prea... cum îi spune, prea paranoic sau ceva, dar nu știu ce să zic. Dr. Barbă, sunteți aici? Ok, laboratorul e gol. Și e ușa deschisă la laborator. Băi și fete, eu în viața mea l-am văzut pe Dr. Barbă, de cât suntem în BC, să spunem așa, doar în două locuri. Ori la laborator, ori la cafeneaua lui preferată, care nu e aia de lângă casa mea, ci de fapt e aia din mall. Dar dacă e la cafeneaua din mall, asta înseamnă că, ce? A ieșit la o cafea, a ieșit la o întâlnire cu doamna aia? Mamă, băi, fete, sper să mă înșel, ia asta să mă duc la cafeneaua din mall. Acolo sunt singurele două locuri unde l-am văzut pe Dr. Robert, că se duce așa, normal, gen, că desigur că l-am mai văzut și în alte locuri, că a mers cu mine în alte locuri. Dar doar, deci uitați-vă, la cafeneaua asta nu e, pentru că nu îi place cafeaua de aici, ci îi place cafeaua de acolo. Ia stai să vedem care-i treaba, ia stați să mă duc. Mamă, sper să nu fie acolo. Dacă e acolo, băi și voi, o să fie nașpa rău de toți, o să fie extrem de nașpa, pentru că eu n-am încredere în Mihaela asta, băi și fete, n-am încredere în ea. Cred că are un scop malefic. Sau poate sunt doar eu paranoic, dar tot cred că e ceva suspect la mijloc. Sunt aproape 99% sigur că e ceva suspect la mijloc. Și cred că 100% e ceva suspect la mijloc. Dar hai să vedem. Hai să vedem. Dacă Dr. Barbă nu-i nici aici, o să fie și mai nașpa, pentru că habar n-am unde s-a dus. Și dacă aia l-a răpit, băi și fete. Și dacă i-a făcut ceva, l-a răpit și e mână-n mână cu savantul ăla. Și acum Dr. Barbă e undeva legat și urmează să moară.
Adică, băi, există tot felul de de posibilități. Și ce zic? Doamne, iartă-mă, ok, sper să nu fie cazul, dar haideți să vedem care-i treaba. Ok. Ok, ciudată rău de tot atmosfera aici la mall. Ăștia n-au mai scos decorațiunile de Crăciun, în fine. Hai să vedem dacă la cafenea e doctor Barbă sau nu. Hopa, e cineva la cafenea. Bă, cred că ești nebun. Mamă, dar asta nu-i bine. Oh my god. Știu, chiar sunt cel mai bun doctor, mă pricep extrem de bine, așa e. Bă, frate, bă, voi vedeți? Mihaela aia doar îl lingușește. Bă, uitați-vă. Mă, ce bea acolo, doctor Barbă? Bă, ce, doamne, cafea asta nu prea e bună. Ai dreptate. A, doctor Barbă, ce faceți aici? Doctor Barbă, ce ați băut? Marius? Da! Ce faci tu aici? Păi, voiam să văd dacă vă țineți de plan, nu? Să vă țineți de plan la asta. Stau la o cafea cu prietena mea. Am luat puțină pauză. Păi băi, acum stăteți, prieteni, stați puțin, așa e la bătrânețe, nu trebuia să vă țineți de proiect? Doctor Barbă, puteți să mai luăm pauză și muncim iar, crede-mă, am nervi, putem să discutăm ceva, doctor Barbă? Îmi vine să dau foc la tot. Ce? Pleacă de aici. Doctor Barbă, vreau să discut ceva cu dumneavoastră. Vreau să discut, nu mai beți asta. De unde aveți poțiunea asta? Cine v-a dat aia? Pleacă de aici. Barista asta. Băi, doctor Barbă, ce aveți? Femeie, ce ai pus o poțiune? Băi, stai! Stai acolo. Doctor Barbă, sunteți sigur că barista a pus? Și dacă v-a pus, de fapt, Mihaela ceva în poțiunea? Că eu nu prea am încredere în ea, fie vorba între noi. Mă bucur că ești lângă mine. Ce ai zis, Marius? Doctor Barbă, eu nu prea am încredere în Mihaela. Nu știu, și dacă are alte intenții. E că ești cel mai bun doctor, Iubi. Iubi? Cum adică Iubi? Te rog, cetează. Mihaela e foarte de treabă. Mulțumesc, Mihaela. Doctor Barbă, și dacă vă... Doctor Barbă, nu mai beți! De ce tot beți chestia aia? Nu, bă... oricând sufletel, what? Dau foc la tot, lăsați-mă în pace, doctor Barbă, eu zic să mergem la laborator. Mihaela nu mai suportă, eu zic să mergem la laborator și să lăsăm chestiile astea. Mamă, bă, și fete, bă, 100% asta i-a făcut ceva. Du-mă la laborator, că acum dau foc la tot, haideți după mine. Haideți după mine, vă rog eu să terminați. Mihaela, ne vedem mai încolo. Să nu vină și ea la laborator, sigur? Doctor Barbă, vă rog să nu o luați. De ce să nu vină? Ok, acum cred că o să vină. Atunci vino, Mihaela. Marius are ceva cu tine. Bă, n-am încredere în ea. N-am încredere în ea, băi și fete. E ciudată rău de tot. Nu știu care-i treaba și de ce e așa, dar e ciudată. Doamne, iartă-mă. Doctor Barbă, sunteți sigur că Mihaela vă vrea binele? Sunteți sigur? Da. Nu știu, băi, și fericit dacă i-a pus Mihaela aia ceva în poțiune. Eu cred că ea nu știe nimica despre chestiile astea și cred că cineva vrea să-i facă rolul doctor Barbă prin intermediul ei. Vă rog să urcați în mașina asta. Hai, pa, pa! Hai că vine și ea rapid. Marius, nu-i așa, nu te mai băga. Eu nu mă mai bag între mine și Mihaela. Doctor Barbă, vă rog să vă calmați că nu v-am văzut de foarte mult timp atât de nervos. Și doar am zis că este o coincidență că dumneavoastră vă simțiți atât de prost și de nervos fix când vă întâlniți cu ea. Am nervi și vreau să dau foc la tot. Îmi venea să sparg molul ăla. Ea mă calmează. Păi nu prea pare. Pare că de când sunteți cu ea sunteți cam nervos. Cam asta e concluzia pe care o trag. Mereu mă calmează, crede-mă. Vă cunoașteți de câteva ore. Sunt nervos din cauza ta. Păi eu ce-am făcut? Nu te mai opune. O să mă opun cui? Doctor Barbă, ai liber, pleci acasă, lasă-mă în pace. Haide, Mihaela. Doctor Barbă, dumneavoastră sunteți ok? Adică ies niște particule din dumneavoastră. Pleacă! Băi, ce ești, bă, tu? Mie să-mi zici să plec. Haide, închid ușile aici, pleacă. Marius, pleacă. Pleacă, așa zis Barbă. Doctor Barbă, sunteți sigur? Adică iubitul meu, bă, termină, băi. Marius, da, sunt sigur. Nu mă mai enerva. Doctor Barbă, eu zic să aveți grijă. Eu zic să nu am o vârstă, știu ce fac. Pare că nu știu ce fac. Tu ești copilul aici dintre noi doi. Pleacă acasă, dar nu prea știți ce faceți, doctor Barbă.
nu prea știți ce faceți, doctor Barbă, vă rog eu, nu închideți laboratorul. Vă rog, nu faceți greșeala asta, cine știe ce vrea să vă facă. Doctor Barbă, vă rog eu... Băi și fete, doctor Barbă nu se comportă deloc normal. Se comportă ciudat, rău de tot. Bă, și dacă Mihaela asta e de fapt răzbunarea lui ăla. Băi și fete, tare că ăsta e cazul. Asta e să-i zic și Magdalenei. Doamne, iartă-mă, bă, și dacă e așa, e nașpa rău de tot. Magdalena? Magdalena scumpă, m-am dus la doctor Barbă, băi, și a luat-o razna, a început să tragă cu pistolul printr-o cafenea, că am fost la o cafenea și cred că îl influențează iubita asta lui. Ce zici, să mă duc la poliție? Sau nu, băi, și fete, nu pot să mă duc la poliție că o să-l aresteze pe doctor Barbă, dar... Na, aș putea să evit o catastrofă, cine știe. Da, și tot a băut ceva dintr-o poțiune și nu știu ce. Uite, și anunță măcar de savantul ăla. Da, băi și fete, eu cred că Mihaela asta a fost pusă de savantul ăla să-i dea lumea peste cap lui doctor Barbă. Cred că i-a dat ceva să bea, cred că poțiunea aia de fapt nu i-a dat-o barista, ci a dat-o Mihaela și a încercat să-l fraierească. Și uitați-vă cum a ajuns. Trebuie să fac ceva pentru doctor Barbă, băi și fete, nu pot să-l las așa. El întotdeauna m-a ajutat pe mine și acum eu cred că are nevoie de ajutor. Ce se întâmplă aici? Domn polițist? Mergem după el, e în partea și exact unde trebuie să-l prindem. Da, Marius, ce se întâmplă aici? Ce faceți aici? Haideți, stați puțin! Domn polițist, vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră, dar ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Ce anume? Păi de ce sunteți pregătiți să mergem după un criminal? Domn polițist, da, eu am o altă problemă destul de importantă care cred că ar face mai mult rău mai mult rău orașului. Dar vreau să vorbim așa între patru ochi, dacă se poate. Zi rapid, păi zi aici, domn polițist, e vorba de doctor Barbă. E vorba de doctor Barbă, vă rog eu. Putem să intrăm în secție să vorbim între patru ore? Soat, intrați în mașină. Haideți noi în secție, domn polițist, să discutăm. Deci, cum îi spune, să vă explic mai exact ce s-a întâmplat. Doctor Barbă lucrează acum la o mașinărie a timpului, adică are el filmul ăsta. Ce? Da, e o poveste mai lungă. Însă, ideea e că a contactat un alt savant cu care s-a certat că, na, chestii de savant, nu le dădeau calculele, nu știu ce, și ăsta a zis că o să se răzbune pe el. Și după, acum, deodată, a apărut ceva femeie de care doctor Barbă s-a îndrăgostit și care i-a dat ceva să bea și doctor Barbă acum a luat-o razna. Și eu cred că asta e răzbunarea lui savantul ăla și doctor Barbă tot amenință, s-a dus la cafenea, a tras cu pistolul, amenință că o să dea foc la oraș, că o să dea foc la tot. Și cred că este din cauza acelei femei. Adică trebuie să facem cumva să-l oprim. O să mă ocup de Barbă, să-l arestez. Domn polițist, nu trebuie să-l arestați! Problema nu e la el! Problema e la femeia aia, o cheamă Mihaela și la savantul ăla. Nici nu știu cum îl cheamă pe ăla. Vă rog eu, domn polițist, să nu-l... Marius, o să vrei, dar acum sunt în misiune. Bine, domn polițist, plecați atunci, ce să fac? Hai că o să plec și eu. Doamne, iartă-mă, ok, domn polițist să-și face treaba. Ok, la revedere, domn polițist, haideți că o să plec și eu. Ideea e, fraților, că e ciudat rău de tot ce se întâmplă, man. Nu știu ce să mă fac. Cred că o să trebuiască să las lucrurile așa și o să văd mâine când mă duc la muncă care-i treaba. Să vedem dacă o să se schimbe ceva. Eu zic că o să se schimbe, că nu-i doctor Barbă chiar atât de prost. Bă, dar e ciudat cum se comportă femeia aia. Adică e clar că nu-l iubește, din câte am văzut eu. Și... e ciudat cum se comportă el, că vrea să dea foc, vrea să distrugă tot, vrea să facă toate chestiile astea. Nu știu, nu m-aș mai duce să-l deranjez la laborator, că nici măcar nu pot, pentru că este ușa închisă. Dar, na, habar n-am. Hai că o să zic Magdalena ce am făcut. Magdalena, scumpă, domn polițist nu vrea să mă ajute, pentru că s-a dus în ceva misiune. Tu ce zici? Să mă duc? Da, ci că prinde ceva criminal. Să mă mai duc la laborator sau nu? Să nu mai deranjez, că cine știe, poate se enervează pe mine. Eu zic, băi și fete, că cel mai bine ar fi să stau calm, eu zic că direct mâine. Și mâine, când îmi încep programul de muncă dimineața, mâine mă duc acolo și vedem care-i treaba. Este aproape ora 8 dimineața, băi și fete, tocmai ce am dus pe Răzvan și pe Izabela la școală și am venit și am lăsat mașina aici, iar acum mă voi duce la laborator să văd ce face doctor Barbă.
Sper că și-a revenit, sper că nu mai este așa nervos cum era înainte și sper că s-a certat cu aia, poate... Na, poate o să fie aceeași situație cum a fost cu savantul ăla. Și ce zic? Că eu nu cred că relația lor este un lucru bun pentru Dr. Barba. Ați văzut și voi cât de ciudat se comportă. Ia să vedem. Bună dimineața, Dr. Barba! Mihaela, dau foc la tot laboratorul. Nu mai suport. Iubi, te rog. Dr. Barba, sunteți bine? Dr. Barba, sunteți bine? Marius, da, am venit că, na, e, păi programul de muncă începe la ora 8, trebuie să continuăm mașinăria timpului. Lasă-mă în pace, sunt supărat, dau foc la tot. Noroc cu Mihaela că mă calmează. Doctor, bă, ce aveți, de ce vă comportați așa? Iubire, băi, ce comentează? Noroc cu Mihaela că mă calmează. Da, Mihaela, doctor, bă, calmați-vă, hai să continuăm cu ăsta, hai să continuăm cu mașinăria timpului. Sunt calm, tu lasă-mă. Păi am venit și eu aici la programul de muncă, nu? Cum e normal. Omor pe oricine îmi stă în cale. Mai nou toată lumea comentează. Dar eu nu comentez, doctor Barba. De ce sunteți atât de supărat? Vă comportați ciudat? Zici că nu vă comportați dumneavoastră. Comentezi în continuu. Nu mai comentez, gata. Adică nu mai zic nimica de relația dumneavoastră cu doamna Mihaela. Dar iubirea, am observat și eu asta la Marius. Băi, alo! Eu zic că nu mai comentez de relația voastră și voi ce faceți? Doctor Barba, haideți să continuăm cu mașinăria timpului. Haideți să continuăm așa. A, da, spuneți. Mașinăria, da. Da, da, da. Haideți să zicem ce avansuri am făcut. Haide, bun. Haideți să mergem. Să vedem ce avansuri am făcut. Să vă reveniți, doctor Barba. Na, băi, și fete, treaba lui. Ia, vine și ea rapid. Așa, doctor Barba, explicați-mi mai exact ce trebuie să facem. Marius, fii atent. Ok, spuneți-mi care e treaba. O să reușim. Suntem aproape. Let's go! Ok, eu nu cred. Da, suntem aproape de o încercare. Suntem 95% pe partea de calcule, crede-mă, și am toate resursele. Dar, Barba, auzi... Ia, și ia, păzia. Ia uite cine ne întrerupe. Păzia, ia. Nu-i așa că îmi lași mie laboratorul și experimentul ăsta în loc să-i dai foc? Da, Mihaela, dragă mea. Doctor, bă, cum adică? Păi da, cum adică îi lăsați ei experimentul? N-a zis din aur că continuăm experimentul. E prietena mea. Păi, ok, dar cum adică îi lăsați experimentul? Că n-a zis că suntem la 95%, gata. Păi las tot. Că eu nu mai suport. Ce nu mai suportați? Adineauri, mă las după asta. E ultimul meu experiment. Doctor Barba, ați luat o razna? De ce vă comportați așa? Adică care e motivul? Dau foc la tot dacă nu, dar noroc cu Mihaela, că o să ai grijă de ele. Doctor Barba, ai făcut destule, iubitul meu. Băi, dar tu ce faci, băi? Ai luat o razna, de aici mă ocup eu. Cum adică, bă, doctor, bă, dumneavoastră, nu vedeți că ea vrea să vă fure laboratorul? Probabil vrea altcineva și o folosește pe ea ca momeală. Nu-mi fură nimic, cum adică? Ce, Doamne, iartă-mă, e cea mai frumoasă, mamă, ești fete. Doamne, iartă-mă, doctor, bă, sunteți sigur? Nu te mai băga. Bine, nu mă mai bag. Hai că îmi văd eu de treaba mea pe aici, prin laborator. Bă, fraților, bă, ce fac ca să-l aduc la normal? Mai sunt 10 minute și mi se termină programul de muncă, băieți și fete, și să vă spun sincer, astăzi nu am făcut absolut nimic. Deci tot ce am făcut astăzi, băieți și fete, a fost să mă uit la cum Dr. Barba îi promite acestei femei pe care a cunoscut-o, bă, acum o zi și ceva, și care 100% i-a făcut ceva, i-a dat poțiunea aia, îi promite că o să-i lase laboratorul, că o să fie laboratorul ei, că o să facă câte experimente vrea. Bă, fraților, e ceva la mijloc, măi, și trebuie să-l ajut pe prietenul meu, dar habar n-am cum, bă, eu tot mă rog de el, fraților, dar mă amenință cu pistolul, tot mă amenință, eu tot mă rog de el, îi zic să se gândească, să nu știu ce, și nu mă bagă în seamă. Adică, ce pot să fac mai mult de atât? Uitați-vă, stau acolo jos și vorbesc. Doamne, iartă-mă. Ce faceți, doctor? Bă, iubite, știu cum mai să zici, uite, mi-e hai să mulțumesc că mă calmez în sfârșit și terminăm mașina timpului. Dar eu plec puțin mai devreme. Ia. Pleacă și ea, păzea. E bine, Mihaela, am puțină treabă. Hai, băi, nu ne interesează, poți să pleci. Nu ne interesează ce treabă ai. Pa, pa, dragule. Hai, pleacă de aici. Eu, Marius, doctor Barba, vă rog eu, deci vă rog eu, uitați-vă la mine, vă rog eu, doctor Barba, dați-vă seama că, băi, 100% vă vrea rău. Uitați-vă ce particule este din dumneavoastră, vă dați ceva poțiune. Doctor Barba,
Acesta nu sunteți dumneavoastră. Adică poți sunteți atât de nervos, vorbiți urât, faceți ca toate alea. Îmi vine să sparg tot, taci. Uite, uite, uitați-vă ce faceți. Doctor Barbă, nu e bine. Nu mă mai supăra, mă enervezi. Bă, doctor Barbă, dar chiar nu se mai poate înțelege omul cu dumneavoastră? Doamne, iartă-mă, bă, nu știu de ce face așa. Mă enervezi. Bine, atunci pot să plec și eu acasă dacă tot vă enervez. Sparg tot, nu. Haideți, doctor Barbă, că mai am câteva minute. Vin aici la muncă. Păi se termină programul acum. Se termină programul acum. Marius, ce... Trebuie să terminăm. Faci overtime. Da, da, da. Așteptați. Faceți... chemați-o pe Mihaela, că ei rămâne laboratorul. Trece aici. Hai, lăsați-mă, doctor Orba, că deja... Bă, băi și fete, deja se comportă urât. Cred că o să las pe moșul ăsta cu laboratorul lui să își vadă el de treabă și nu mai am nicio treabă. Cred că, bă, pe bune, deja mă enervează. Adică se comportă urât, rău de tot. Bă, și eu nu înțeleg, băi și fete, cum, doamne, iartă-mă... Ce? Mihaela, ia stai, cu cine vorbește? E totul bine. Merge exact cum am plănuit. Bă, eram sigur, mamă, dar n-am o cameră la mine. Mamă, mamă. Bă, eram sigur. E extrem de nervos de la poțiune. Oh my god, eram sigur, băi și fete, eram sigur. Doamne, băi, uitați-vă, cu savantul ăsta. Perfect, răzbunarea o să fie mai dulce ca niciodată. Și în scurt timp totul o să fie al nostru. Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă. Îți mulțumesc pentru tot ce faci. Soția mea, what? Oh my god, asta-i soția lui. Gândește cum o să fie când o să avem. Bro, asta-i soția lui. Oh my god. Toate experimentele lui doctor Barbă. Mamă, mamă, băi, bă, bă. Băi și fete, mamă, trebuie să fac cumva. Trebuie să fac cumva să salvez. Dar nu știu cum, că și ăștia sunt savanți. Habar n-am. Doamne, o să cucerim lumea. Răzbunarea perfectă nu există. Ce-i aia, băi și fete? Stai că mai are acolo o poțiune în mână. Adică, care-i treaba cu poțiunea aia? Doamne, bro, băi, eram sigur. Să ai grijă și ascunzi antidotul bine în grădină. Oh my god, ăla e antidotul. Ăla e antidotul. Oh my god, trebuie să pun mâna pe antidot. Lasă că țin la mine, că de mine nu știe poliția nimic. Oh my god, băi și fete, gata. Mi-a venit un plan. Deci las pe ăsta să meargă unde merge și mă duc cu domn polițist după el. Ne vedem mai pe sărbători. Perfect, mamă, stai. Mamă, stai, să nu mă vadă. Să nu mă vadă. Oh my god, oh my god, oh my god. Ok. Pleacă-mă de acolo, pleacă. Ok. Și Mihaela pleacă. Ia să-ți, băi și fete, să vedem unde se duce ăsta. Mamă, uitați-vă, mamă, bă, băi și fete, trebuie să-l urmărim până acasă la el, până, mamă, până unde fuge el și să mă duc cu domn polițist să luăm antidotul, bro. Oh my god, oh my god, s-a urcat în mașină. Oh my god, oh my god, unde pleacă, băi și fete? Oh my god, nu e bine, îl pierd. Ok, uitați-vă, stai, ce face? Face stânga, ok. Mamă, stai să stau așa la o distanță de el. Oh my god. Oh my god, fraților, dar nu mă pot duce singur. Cine știe ce, doamne iartă-mă, are la el acasă să ajung și eu ca și doctor Barbă. Oh my god, nu-i bine. Oh my god, nu e bine deloc. Nu e bine deloc. Mamă, ce se întâmplă? Opa, de ce a oprit? Ok. Mamă, cred că stă în partea cealaltă a orașului. Mamă, fraților, trebuie neapărat să oprez asistenția de poliție, să le iau pe domn polițist și să mergem să-l arestăm pe ăsta, să furăm antidotul. Da, ok, stai, ia să vedem ce face, stânga sau dreapta? Face dreapta. Bun, ia stați. Domn polițist! Deci, nu am trebuit să vă explic, dar trebuie să-l prindem pe ăla care i-a făcut răul lui doctor Barbă. Vă rog eu, veniți cu mine, dați-mi și mie un pistol, pentru că trebuie să-l arestăm. Dați-mi și mie un pistol, vă rog. Deci, veniți după mine, știți că v-am zis o chestie aia de savantul lui doctor Barbă? Ei bine, el a influențat și vrea să-i fure laboratorul. Și s-a dus chiar în partea asta, deci trebuie să-l arestăm neapărat. Știu că vi se pare foarte ciudat, însă o să aibă totul sens când o să-l prindem pe nenorocitul ăla, da. Aici, în partea dreaptă. La casa asta nu e. Nu-mi dau seama cine e pe asta, nici la casa asta. Bă, pe ăsta a venit la casa asta. Bă, fraților, asta nu e casa lui. Locuiește aici. Ia uitați-vă la el. Uitați-l acolo. Domn polițist, trebuie să-l arestăm. Haideți. Veniți după mine. Ia hai, nenorocitule. Mâinile sus, șmechere. Mâinile sus. A? Hai, dă-mi antidotul. Ce aveți? Ce să avem? Dă-mi antidotul. Termină cu prostia asta. Ce se întâmplă? Dă-mi antidotul.
Ce antidot? Băi, tu faci pe șmecherul ce antidot? Tu faci pe șmecherul, crezi că nu știu tot? Crezi că nu știu că soția ta, Mihaela, s-a dus să-l influențeze pe doctor Barbă ca să-i furați laboratorul? Bă, Marius, m-ai mințit? Domn polițist, nu v-am mințit. Unde este mandatul? Unde sunt dovezile? Unde sunt dovezile? Cum îi spune? Domn polițist, eu am auzit cum am vorbit și au spus că, cum îi spune, antidotul lui doctor Barbă o să fie îngropat în grădină. Deci, dacă am merge în grădină, hai să vedem ce găsim acolo. Ia vino până în grădină. Ia vino. Păi cum funcționează aici? Merge pe vorbe? Păi hai să vedem dacă găsim ceva în grădină. Ia să vedem. Ia vino. Hai, domn polițist, să fiți cu ochii pe el. Mamă, băi, și fete, oare unde l-a pus? Hopa! Ce e aici? Ce este aici? Cumva este un antidot? Tu ai pus-o acolo, domn polițist, uitați aici antidotul. Ești arestat, nenorocitule. Haideți să-l ducem, domn polițist, la secție. Să-l ducem să-l încătușăm. Ești arestat, băi, și acum mergem să o arestăm și pe soția ta și să salvăm pe doctor Barbă. Mergi odată, nenorocitule. Hai, în spatele mașinii noastre. Hai, în mașina noastră. Hai. Bă, tu credeai că o să-i faci asta la doctor Barbă? Băi, mai știi când ai zis că ești mai inteligent decât mine? Îți mai aduce aminte, băi, fraiere, că ești... tu ai pus alea acolo. Termină-mă cu prostia asta. Băi, alo, băi, alo. Înapoi în mașină, ce vrei? Vrei să fugi? Tu ai pus alea acolo, nu e corect. Cum adică nu e corect? Mai știi când ai zis că ești mai inteligent decât mine? Se pare că nu ești, hai. Hai înăuntru. Hai, așa, cu capul în jos, băi, să-ți fie rușine pentru ce ai făcut, băi, șmechere. Cu capul în jos, hai, în celulă cu tine. Așa, domn polițist, haideți rapid să o salvăm pe doctor Barbă. Mamă, deci, asta este o poțiune de splash, băi, și fete, deci trebuie să o arunc în doctor Barbă ca să-și revină la normal. Bănuiesc, nu? Adică, na, cam asta trebuie să fac. Aruncăm, domn polițist, poțiunea asta de splash în doctor Barbă ca să-și revină la normal și să fie totul bine. Pentru că dacă nu-și revine la normal, cum să zic, băi și fete, nu o să fie totul bine. Ce naiba e toată chestia asta, încă nu pot înțelege. Deci domn polițist, ăsta s-a certat cu doctor Barbă și a trimis-o pe soția lui Mihaela să se dea drept iubita lui doctor Barbă ca să-i fure laboratorul. Deci îl știți pe doctor Barbă cum se comportă în general. Stați să vedeți cum se comportă acum. E foarte nervos și o iubește pe Mihaela asta și nu știu ce, însă o să-l fac eu să-și revină la normal. Stați liniștit că o să-l fac eu să-și revină la normal. Adică se comportă mai urât decât în mod normal, da. Și în general se comportă foarte urât. Ia hai să vedem care-i treaba. Ia veniți. Opa! Mamă, e și Mihaela aici. Băi, alo. Mâinile sus! Se bagă între noi, așa e, iubire. Ce face aici? Doctor Barbă, Mihaela, să știi că... doctor Barbă, lăsați jos arma aia. Nu, vă rog eu. E totul o manevră împotriva ta. Mihaela, să știi că soțul tău este la închisoare, da? Sunteți niște dușmani, vă omor, Mario Strag. Doctor Barbă, nu știu despre ce vorbești. Ia stai. Doctor Barbă, sunteți bine? A? Sunteți bine? Ce se întâmplă? Doctor Barbă, păi să vedeți. Femeia... Ce? Unde a dispărut? Băi, alo, unde ești? Bă, a fugit! Domn polițist, trebuie să o prindem! A fugit! Băi, unde e? Doamne, iartă-mă! Bă, Marius, îmi explică cineva. Doctor Barbă este o poveste mai lungă. Doamne, iartă-mă, bă, băi și fete, a fugit! Bă, ce naiba! A fugit! Cum am scăpat-o pe aia din ochi? Bă, și nu ne-am dat seama. Doamne, iartă-mă. Bă, și fete, credeți că o să se întoarcă? Eu sper să nu. Scrieți la comentarii dacă credeți că o să se întoarcă sau nu.